Antreprenorul de succes este antreprenorul care nu mai săvârșește acte specifice antreprenorului clasic. Ești antreprenor, nu? Vinde meciuri pix. Un antreprenor nu vinde pixuri. Cel care vinde pixuri este vânzător. Tu știi că nu era eligibil la concursul ăsta, pentru că a fost un concurs dedicat elevilor și studenților. Mie nu mi s-a părut niciodată că nu am fost eligibil. Pentru că ai zis elevilor și studenților. Eu mă consider student tot timpul. Nu cred că ne oprim de învățare vreodată. Mama avea o vorbă. Dacă nu te lasă să intri pe ușă, tu vii, intri pe geam. Deci niciodată nu rămâi în afară. Roxana a venit tocmai de la București, având în vedere că acum s-au și blocat drumurile. De ce ai venit? Am venit pentru că vreau să învăț. Și asta este prima dată în viața mea când vorbesc față în față cu cineva care chiar a realizat ceva și care este antreprenor. Acum spui că ai vrea să ajungi pilot sau ai vrea să fii antreprenor. Dar ce te pasionează acum pe tine? Ce îți place să faci cel mai mult? Ce te ține în stare de flux? Să pilotez. Dar n-ai pilotat. Ba da. Ai pilotat? Sunt pilot de planoare. Ah, asta e altceva. Uite, vezi, deja obținem informații. Îmi doresc să fac lucruri, dar nu pot spune că iubesc banii. Ar trebui să o ajuți pe fiica ta să-și descopere cu adevărat ceea ce o pasionează. Am decis să înstrăinez business-urile pentru că dacă mergeam pe aceeași linie, ajungeam în burnout și burnout-ul unde duce? La boală? La dereglaje? Comparația, măcar 1%, are o parte bună? De ce te afli aici? Mă aflu aici ca să absorb informații de la dumneavoastră. Pentru că curiozitatea m-a împins să mă înscriu la concursul pus pe pagina de Facebook. Ce simți când ai văzut prima dată postare? Am zis că asta e șansa mea. Pentru că am completat și formularul de pe pagina dumneavoastră și v-am dat și un mesaj de ziua mea pe pagina dumneavoastră. Ce mi-ai scris? Vreau să știu cum e o zi din viața unui antreprenor. Vreau de dimineață până seara să văd exact prin ce trece cineva. De ce? Pentru că vreau și eu să devin așa. Chiar dacă aș vrea să devin pilot, ca să strâng banii să devin, vreau să trec și prin asta. Deci tu vrei să ajungi pilot? Da. Și vrei să vezi cum e viața de antreprenor? Da. Dar de ce vrei să pierzi timpul cu viața de antreprenor? Mă fascinează, că e activă mereu. Mereu sunt încercări. Și atunci pilotajul te fascinează mult mai mult decât viața de antreprenor? E o pasiune și vreau să și fac. Și stai puțin, că asta deja m-ai provocat. Ești fascinat de antreprenoriat, dar tu vrei să ajungi pilot. Da, aceste două lucruri se pot combina. Uh-huh. Adică dacă ești un pilot, poți să promovezi produse sau... Ok. Câți ani ai? 18. Bun. Obiectivul tău pe termen lung, visul vieții tale, care este? Să devin pilot. Ok. Și intermediar, pagina antreprenoriat. Crezi că poți să ajungi un pilot de mega performanță și un antreprenor de mega performanță? Amândouă nu cred că sunt posibile. Dar dacă ai o echipă bună pe care ți-o strângi, cred că poți să devii în ambele excelent. Totul cred că depinde de relațiile pe care ți le-și facem. Ok. Va exista vreun moment în viața ta în care vei sacrifica una dintre cele două pasiuni care te fascinează? Cred că va exista la un moment dat. La care vei renunța? Probabil la viața de antreprenori. Probabil. Și atunci nu crezi că te trădezi alocând spațiu, timp, resurse, energii, eșecuri, chin, păr alb din viața ta ca să faci antreprenoriat? Nu, pentru că după ce ies la pensie ca și pilot, mi-aș dori să fac o școală de aviație și să o fac în așa fel încât să-și permită cât mai mulți și să fiecare să-și urmeze visul lui. Deci fii atent, după ce îți realizezi visul tău de a deveni pilot, ajungi la adevăratul tău vis, de a ajunge antreprenor, că practic la pensie vei fi antreprenor. Corect? Da, dacă, da. Te intimidezi când te întreb așa? Nu. Te intimidezi? Nu. Bun, atunci te rog să nu mai spui dumneavoastră. Bine. Ok. De ce te afli aici? Pentru că
mă inspir foarte mult prin ceea ce faci, cât dăruiești foarte multe, foarte mult din energia ta către animale, către oameni. Și pentru că vreau să fiu în preajma ta cât mai mult, să învăț cât mai mult de la tine. Mm-hmm. Tu știi că nu erai eligibil la concursul ăsta, pentru că a fost un concurs dedicat elevilor și studenților. Totuși, de ce ai pus acel coment? Nu mi s-a părut niciodată că nu am fost eligibil. Pentru că ai zis elevilor și studenților. Eu mă consider student tot timpul. Nu cred că ne oprim de învățare vreodată. Și chiar mi s-a părut că mă încadrez foarte bine. Deci în momentul în care am văzut că un non-student aplică, mi-am dat seama că am greșit postarea. Sau nu, nu că am greșit postarea. Mi-am dat seama că această postare putea să fie fructificată de către oricine. Pentru că, așa cum zici și tu, elevi ești până mori, studente ești până mori. Dar când s-au închis luminile, atunci poți să spui că nu mai ai ce învăța. Deci mi-a plăcut foarte mult și ăsta e motivul pentru care ți-am scris în privat, vino, pentru că vreau să fii aici, alături de noi. Și îți mulțumesc că ai aplicat, între ghilimele. Vreau să fiu cât mai mult în preajma ta, să învăț de la tine și să mă înconjur cu oameni pe care îi admir și spre ce tind. Care sunt și visele mele. Și îți mulțumesc că ești aici. First you learn, then you remove the... După aia tai l-ul, am înțeles. Care e DC-ul tău? Și de ce ai venit de la... București. Dragilor, haideți să vă explic cum a venit Roxana de la București la Suceava. Contextul este uimitor. Mă întorceam de la București, vineri seara, și... cam fiecare zi îmi scriau foarte mulți oameni. Ștefan, vreau să-mi acorzi timp, vreau să mă înveți, vreau să mă mentorez, ajută-mă, cum a spus și el, vreau să văd cum e o zi din viața ta. Zeci de mesaje săptămânal, sute de mesaje lunar, mii de mesaje anual. Mulți oameni vor să învețe de la mine. Și atunci am spus așa, cum ar fi să fac acum o postare, da, la ora 12 noaptea, vineri seara, cu un eveniment pe care să-l organizez duminică. Deci să nu le dau timp celor care ar vrea să înregistreze decât 24 de ore. În prima fază am crezut că o să vină unul sau doi oameni, dar din Suceava, bineînțeles. Dar Roxana a venit tocmai de la București, având în vedere că acum s-au și blocat drumurile. Acum când filmăm, da, când filmăm, au dat ninsoarele și m-a impresionat foarte mult. Și vreau să înțeleg care e DC-ul ei. De ce ai venit de la București? Cu ce ai venit? Cu trenul? Cu trenul, da. Așa, de ce ai venit? Am venit pentru că vreau să învăț. Și asta este prima dată în viața mea când vorbesc față în față cu cineva care chiar a realizat ceva și care este antreprenor. Până acum am interacționat doar urmărind podcasturi și atât. Și asta este prima dată, mi s-a părut o oportunitate imensă. Eram în tren, mergeam către Sinaia când am văzut mesajul, adică nici măcar nu eram în București. Am mers la Sinaia. Mi-am programat, chiar dacă nu știam dacă voi veni, dacă voi fi aleasă, mi-am programat când să mă întorc în București, ca să am timp a doua zi să vin către Suceava. Fără să știi că... Fără să știu. Mi-am dorit foarte mult. Și comentariul a fost formulat în așa mod că eu anticipam că voi fi aici. Și scriind comentariul, deja îmi imaginam că sunt aici. Wow. Deci cumva ți-ai setat... Da. Creierul, subconștientul, în așa fel încât să fii aleasă. E incredibil și să știi că mă inspir foarte mult și mi s-a făcut pielea de găină. Mă inspir foarte mult. Mulțumesc. Din curiozitate, în primul rând. Din dorința de a face ceva spontan și din dorința de a învăța de la cineva care a învățat din antreprenoriat și nu doar despre antreprenoriat. Și consider că ești un exemplu nu doar de meserie, ci și de viață și se merită să văd cineva în viața reală. De unde vii? Astfel. Din Botoșani. Botoșani. Sărim. De ce să sari? De ce te afli aici? Fac parte din echipa ta. Așa. Dar puteai să nu te afli aici. Echipa mea este... Mai am încă 50 de oameni în echipă care nu s-a place să apar. Păi nu, de 50 de oameni, crezi că lor nu le place? Totuși, de ce insiști? De ce insiști să participi la ceea ce organizezi? De ce insiști să participi la ansamblul acesta pe care îl pun în practică? Poți stau mai mult lângă tine. Și așa cum tu ai... mai împins spre drumul ăsta de a fi un lider, da, și de a citi, foarte important asta, de a citi, pentru că mi-ai spus o frază care va rămâne în istorie. Dacă nu începi să citești, vei rămâne un ratat.
Și cred că asta e bun pentru oricine. Când ți-am zis asta? În 2017 sau 2018. Dar vei rămâne un ratat. Înseamnă că eu ți-am că a fost un nesimțit, că ți-am spus. Te-am făcut ratat indirect, dar vei rămâne un ratat. Eu am mare, mare, mare încredere în tine și să știi că sunt impresionat de zelul cu care insiști și de perseverența ta. Și mă inspir foarte mult. Dacă nu ți-am spus asta, ți-o spun acum. Vezi că să dea bine la cameră, mă inspire acum, cum vorbesc eu cu colegii. Nu chiar cred în el. Te rog. Sunt aici pentru că, în primul rând, am vrut să respir aerul pe care îl respiri și tu și cred că simplu fapt că poți fi într-o încăpere cu o persoană care a reușit în viață și nu mă refer doar la cifre, exact asta am scris și în comentariu. Cred că tu nouă ne poți da mai mult și ne-ai dat mai mult de-a lungul timpului și valorează mai mult decât cifrele pe care le-ai realizat. În sensul că toate materialele din toate ariile care pot ajuta oamenii să se dezvolte, le oferi gratuit. Pentru elevi, studenți, părinți și pentru toți oamenii care vor și nu pot. A fost un... Hai să ne spunem concurs. A fost o invitație care a fost adresată studenților. Tu ești student acum? Da. Ce studiezi? Sunt student la psihologie anul 2. Sunt mama unei fete studente. Lase, managementul afacerilor. Într-un fel am făcut-o pentru mine, ca și om, dar și pentru ea. Facultatea cum o faci? Facultatea mea o fac pentru mine. Da. Dorința de a fi aici este și pentru mine, dar și pentru ea. De ce faci facultatea de psihologie atâta vreme cât tu ai făcut un sacrificiu astăzi și ai venit de la București, nu? Da. Până la Suceava, pentru un antreprenor. De ce n-ai făcut o facultate care să fie... să spunem, mai congruentă cu latura aceasta antreprenorială? Pentru că țelul meu și poate că nu este același cu al unui antreprenor, nu este cifra. Dar vrei bani? Avem nevoie cu toții. Nu crezi și că te ascunzi în spatele acestei replici? Nu. Chiar nu. Știi că avem nevoie cu toții nu înseamnă nimic. Fraza aceasta are un caracter defensiv. Cu toți avem nevoie și de apă ca să trăim, cu toți avem nevoie și de mâncare ca să trăim, dar despre bani, de ce tratezi cumva această, să spunem, unealtă cu atâta detașare, cumva, cu toți avem nevoie de bani? N-am reușit să înțeleg nici eu asta și sper să înțeleg azi. Pui presiune pe umerii mei. Vorbesc foarte serios. Îmi doresc să fac lucruri, dar nu pot spune că iubesc banii. Și te-ai dus la psihologie ca să vezi de ce ai acel pitic pe creier și nu iubești suficient de mult bani. M-am dus la psihologie pentru că înțeleg că avem multe lucruri de rezolvat la noi. Am primit moștenirii cu toții pentru mine și pentru că asta vreau să fac. Dacă să pot să dau ceva mai departe, trebuie în primul rând să achiziționez eu, să fiu eu, să mă rezolv pe mine eu și abia apoi. De ce te afli aici? Pentru că nici n-ai lăsat coment la postare, nici n-ai candidat ca să te afli aici. Prin ce împrejurare te afli, uite, la masa noastră, unde încercăm să ne educăm unii pe alții? Așa este. Eu nu am lăsat un comentariu și totuși îți mulțumesc că m-ai primit la masa ta. Am ajuns aici dintr-o întâmplare, vin tot din București, cu prietena mea alături, pe care mi-am dorit să o susțin. M-am bucurat foarte tare pentru ea, pentru că se întâmplă să urmărim aceleași, să avem pasiuni comune și aceeași persoană pe care o apreciem, adică tu. Te urmăresc de un an de zile, aproximativ, și din dorința totodată de a te cunoaște, personal, am zis, dacă am ocazia asta prin ea de a fi aici, aș vrea măcar să împărtășesc un minut lângă el sau... Când ai sosit aici, nimeni n-a intuit că n-ai fost selectat, nici măcar eu. Dar parcă îți doreai să nu fii la masa asta, nu știu, aveai așa o reținere. Când m-ai întrebat, domnule, eu n-am comentat acolo, eu de ce mă aflu aici? În loc să-mi spui, primește-mă și pe mine aici. De ce n-ai cerut asta? Așa este. De ce ai așteptat să-ți pune cineva în desagă în loc să vii tu să ceri? Dă-mi, lasă-mă să stau aici. Cred că
mi-a fost greu să cer în momentul acela, chiar nu sunt obișnuită să cer, probabil, în anumite circunstanțe și mi s-a părut deplasat să o fac. Dar cu toate că am văzut că lumea m-a primit și a acceptat fără să gândească și fără să conteze dacă eu am participat sau nu. Mă bucur că ești aici și sper să particip și combativ la această luptă pentru educație. Mi-a adus aminte de o întâmplare. Am fost în Ierusalim de curând și mi-am dorit foarte mult să vizitez Mănăstirea Sfântul Sava din pustiul Iudeii. E bine, acolo știam că este foarte multă rigoare, călugării sunt foarte, cum să spun, severi, intransigenți. Ușor, fără diplomație, să zic. Femeile nu sunt acceptate în perimetrul mănăstirii, mă rog. Dar eu îmi doream să merg acolo pentru că un alt părinte, părintele Axinte, mi-a spus că acolo va fi ultima liturghie care se va ține înainte de sfârșitul lumii. Dar mi-am dorit să ajung acolo și programul mănăstirii este până la ora 2. Iar eu am ajuns la 2:20, 2:30. Nu mai era nimeni pe acolo și ușa, este o ușă așa mică, nu încapi, nu încapi bine pe ea. Ușa era închisă, zăvoarele trase, niciun vizor, nimic nu se vede acolo. Și stăteam acolo și mă gândeam, zic, când mai ajung eu aici în pustiul Iudeii și dacă voi mai veni vreodată, pentru că simțeam că sunt tratat unfriendly, da? Până la urmă am spus, dacă nu insist acum, oricum n-am nicio, șansele sunt mici, dar trebuie să insist, că ar fi cam singura soluție. Și mai trag o dată de acel clopot și la un moment dat, din partea cealaltă a ușii, aud o voce, who are you? Vorbea în engleză. Și spun, my name is Ștefan and I want to come in. Și îmi spune, revin la română, nu este posibil. S-a terminat programul de vizită, nu poți intra. Și spun, te rog frumos, din suflet, te rog să-mi permiți să intru înăuntru, nu pot. Ce vrei să faci înăuntru, mă întreabă el. Și spun, vreau doar să mă rog. Nu se poate. După care spun, vreau să mă rog și să vizitez. M-am gândit, zic, poate să fac vreo dani, se poate intra acolo. Nu se poate. Și după aia vedea că nu plec de acolo de la ușă și am spus, eu stau aici până când mă lași să mă închin 15 minute. Și am auzit așa zăvorul. Trang, clang și s-a deschis ușa și am intrat. E bine, mă gândeam dacă după a treia oară aș fi renunțat să cer. Să cer cu încredere. Ce s-ar fi întâmplat? N-aș fi ajuns acolo. Când am intrat înăuntru, mi s-a părut unul dintre cele mai profunde locuri în care am ajuns vreodată. Și am intrat între mănăstiri, cobor așa niște trepte, direct, dreapta și după aia te întorci înspre mănăstire. Am intrat în mănăstire, se vedea că era o slujbă foarte profundă și când am intrat erau moaștele Sfântului în dreapta. Curios că era descoperit, era doar în mantia lui. Și vedeam, am văzut Sfântul, m-am uitat la toți călugări bătrâni, se rugau, dar erau într-o rugăciune efervescentă așa în care... Iar eu cumva mă gândeam cum de mă aflu aici în contextul în care nu mi s-ar fi dat voi. Cum am avut curajul ăsta să cer, să insist. Deci perseverența câteodată și te duci să fii nesimțit contează foarte, foarte, foarte mult. Acum nu știu dacă am fost nesimțit, dar se vedea că din tonul meu cât de mult îmi doresc. Ca atare, data viitoare când mai vii undeva și vezi, chiar dacă ți-ai pierdut locul sau chiar dacă n-ai fost invitat, măcar nu te doare gura să ceri, cere, lasă-mă să intru. Vreau să stau și măcar 5 minute, măcar 10 minute, măcar 20 minute, pentru că era posibil acum să-ți fi spus că nu sunt locuri, nu sunt scaune sau interacționezi cu ceilalți și nu e ok. Dar am vrut să fac paranteza asta ca să înțelegi cât de important este totuși să insiști, să fii perseverent, să fii încăpățânat. Mama avea o vorbă, dacă nu te lasă să intri pe ușă, tu vii, intri pe geam. Deci niciodată nu rămâi în afară. Bun. Având în vedere că este un podcast al originalității dedicat creativității, singura strategie este să fim creativi, să inspirăm și pe ceilalți și să creăm cumva un cadru relaxat. Acesta este un proiect pilot. Dacă acest proiect pilot va avea succes și va ajuta și pe ceilalți, vă promit că îl vom multiplica și poate că vom ajunge să avem nu 3, 6, 7 invitați, ci poate 700 sau 7000. Și împreună poate că vom reuși să inspirăm și pe ceilalți și să-i aducem cumva în acest câmp lexical al educației. Invităm pe cei care aspiră la statutul de antreprenor sau la, hai să spunem, statutul de visător să acționeze. Să zicem că ne-am setat un obiectiv, să-i convingem și pe ceilalți să acționeze. Cum credeți că ar fi creativ, cum credeți că ar fi original și cum credeți că îi putem inspira și pe ceilalți? Faceți strategia. Eu vreau să pun prima întrebare, adică bănuiesc că ai început de tânăr toată treaba asta cu antreprenoriatul. De cât curaj a avut nevoie tânărul din tine să înceapă?
paradoxal, cred că nu e vorba despre curaj în prima fază, ci este mai mult vorba despre frică. Opusul curajului, frica. În momentul în care te simți presat, nu te simți validat, simți că tot ceea ce faci tu este tratat în derizoriu, îți propui, practic, simți, dacă simți că în tine ai talentul, dacă simți că în tine ai potențialul suficient de mare care să te ducă către succes, că ai o datorie de a-ți exploata acest potențial. Eu asta am simțit prima dată. Nu neapărat o revelație. Știi cum, revelația o ai când te trezești deodată și numerele astea ies la loterie. Eu nu prea cred în revelații. Cred că s-a sedimentat acolo, să spunem, și puțină durere, și puțină frustrare, și puțină frică. Și toate s-au adunat și la un moment dat a fost așa ca un act de revoltă. Eu pot să ajung la succes, eu pot să mă dezvolt, eu pot, dacă un singur om ajunge la succes și eu pot să ajung la succes. Chiar aveam pus pe perete la un moment dat un tablou scris de mână. Dacă cineva a ajuns pe lună, știu că poți ajunge pe lună. Ce e succesul pentru tine? Ai zis că să ajungi la succes. Ce înseamnă succesul pentru tine? Definiția succesului creează foarte multă confuzie. Într-un fel înțelegi succesul la 18 ani, într-un fel înțelegi succesul la 25, la 35. Da, eu am 36 de ani acum. Prima dată succesul vedeam ca pe niște baloți mari de bani. Teancuri de dolari. Asta era succesul pentru mine. Prima dată în caietul de visuri mi-am pus un Mercedes, un BMW, un hotel, foarte multe călătorii. Dar ce se întâmplă paradoxal când îți îndeplinești mare parte dintre visuri? Am vrut Porsche, am Porsche. Am vrut popularitate, am popularitate. Da? Am vrut Dubai, am în Dubai. Am vrut vilă, am cea mai tare vilă. Ce se întâmplă când îți realizezi visurile, dar vezi că totuși rămâne un gol interior? Și atunci apare, dacă lucrezi foarte mult la tine, dacă muncești, dacă te autoeduci, dacă te înconjori de mentori, nu apare așa deodată. Deci în urma unui proces îndelungat și consistent, apare întrebarea, sau apare un nou vis mai degrabă. Cum ar fi să mă bucur cu adevărat de toate visurile pe care le-am realizat până acum? Pentru că realizezi că nu te bucuri de ele. Tot mai ai ceva, tot mai ai o nemulțumire, tot mai ai ceva de rezolvat, tot mai ai caietul de strategii plin de obiective. Spui, bă, când vine momentul ăla în care eu o să mă bucur cu adevărat de munca mea? Și probabil că ăsta este cel mai evoluat sau emancipat dintre visurile mele actuale. Să pot să mă bucur de toate visurile pe care le-am realizat. Și asta e paradoxul oricărui antreprenor. Că îți dai seama că la un moment dat nu mai contează încă un zero în contul bancar. Am un milion în cont sau am 10 milioane în cont sau nu știu, dacă vând totul am 50, 100 de milioane de euro. Ce mai contează că mai faci 3 milioane, 2 milioane, 1 milion? Ce mai contează pentru cineva care deja a făcut și are încredere în sine că poate să mai facă chiar dacă o ia de la zero? Nu mai contează. Și atunci te gândești, poate ajut pe cineva fără să cază în sindromul salvatorului, cum am căzut eu și cum încă sunt în sindromul salvatorului, să-i salvez pe toți. Poate că, uite, și faptul că ne aflăm astăzi aici este tot o consecință acestei boli, să-i salvezi pe ceilalți. Dar te gândești, ok, am făcut bani, mai contează atât de mult? Nu, parcă mai mult ar conta să salvezi niște câini, să împărtășești cu ceilalți ceea ce ai dobândit deja. Poate să-i ajuți nu neapărat dându-le bani, poftim, am nevoie de o donație, am nevoie de... că mi-au cerut o grămadă. Poate să oferi un produs de genul acesta, salvează mult mai mulți oameni decât să le dăruiești 100 de euro, 1000 de euro, 10.000 de euro. Deci succesul, ca să revenim la întrebare, succesul acum are o altă conotație și o altă dimensiune la mine. Viața mea ar fi de succes dacă aș reuși să fructific fiecare șansă pe care mi-a dat-o Dumnezeu, fiecare clipă, fiecare dar pe care am primit de la Dumnezeu. Asta înseamnă succesul. Și te asigur că în momentul în care vei face milioanele și le vei face, pentru că eu cred foarte mult în tine, vei ajunge la momentul în care vei spune... Oare mai contează atât de mult? Dar, ce te sfătuiesc? Prima dată fă-le. Deci, prima dată fă bani, prima dată fă teancurile de dolari, prima dată fă baloții de bani, prima dată ia-ți mașini, prima dată ia-ți case, ia-ți vile, ca să poți să înțelegi etapa aceasta. Că fără să treci prin etapa aceasta, nu vei ajunge tu iluminat niciodată. Deci poți spune că ai atins succesul? Nu pot spune că am atins succesul. Ce îți lipsește? Bucuria de a sărbători toate visurile îndeplinite. Ce te împiedică să faci asta? Nimic nu mă împiedică să fac asta. În afară de mine, nimeni nu mă împiedică să mă bucur de ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Dar, e simplu de spus, de ce nu te bucuri, mă, situația ta, mă? Te-ai coborât acum din nu știu ce mașină și te-ai dus la 412, cel mai luxos apartament de la Mandachi Hotel. Ce te împiedică, practic? N-ai nicio scuză.
practic nu mă împiedică nimic. Sunt singurul călău al stării de flux. Noi suntem în general. Acum n-aș vrea să fiu portavocea tuturor antreprenorilor, dar sau antreprenorilor de mega succes, dar uite câți antreprenori milionari sunt depresivi. Câți? Și care este prețul succesului? Că el vorbea despre succes. Care e prețul succesului? Îți spun eu care este prețul succesului la mulți antreprenori. Nu neapărat în cazul meu. Grași, suferinți, bolnavi, iritați, victime, victime profesioniste, adică ei au devenit victime profesioniste. Și atunci, când, după ani de zile, când te uiți, nu ne spui, a meritat prețul? Merită sau nu merită prețul? Eu nu știu să spun asta. Eu cred că dacă aș lua de la zero acum, cu mintea de atunci, aș face la fel. Dacă aș lua de la zero acum, cu mintea de acum, n-aș mai face la fel niciodată. Ce își dorește, de fapt, un antreprenor? Ce este un antreprenor? Asta voiam să te rog să ne definești tu. Dar tu ce crezi că este? Eu nu am noțiuni despre un antreprenor. Încă oscilez până unde merge relație cu management, managerul. Un antreprenor cine este poate o persoană spune ce care... Antreprenor? Domnul pilot. Are un domnul capital pilot. Sau... Cred că un om care poate să se culce liniștit cu el însuși. Că a reușit să aducă zâmbete tuturor care ești în cale. Okay. Și un om care muncește să își îndeplinească obiectivele și are ce munci și se gândește. Deci un om care muncește, înțeleg din ceea ce spui tu, practic muncește ca să aducă lumină în viața celorlalți. Eu cred că un antreprenor este o persoană care știe să folosească banii pe care îi face în cel mai productiv mod. Cred că antreprenorul față de șef, cum este concepția aceasta despre șef, pe care probabil o știm cu toții și am cunoscut-o, șeful nu e îngăduitor cu oamenii, nu îi înțelege. Cred că antreprenorul este un om care oferă foarte mult. Și revenind la ceea ce ai spus de sindromul salvatorului, cred că l-am și eu și mă bucur că ai observat tricoul meu. Mi s-a părut o oportunitate foarte bună să-l port. Este un tricou pe care îl putem avea cu toții. Face parte dintr-o campanie. Toți putem comanda acest tricou de pe site-ul zedsly.com. Împreună cu acest tricou vin și stickere de genul acesta. Astea sunt puse aici de mult, dar e o idee foarte bună să le vedeți cu toții. Toți banii se duc în spitale publice din bani privați și încă o campanie cu animăluțe. Și salvează animăluțe și oameni. Și... Deci concluzia cu antreprenorul, ce este antreprenorul? Un om care ajută. Un om care ajută. Poți să... Da, puteți să... Da. Nu decid eu cine vorbește. Da. Luați cuvântul după cum doriți. Un antreprenor e o persoană care rezolvă o problemă într-o piață și o face într-un mod profitabil, astfel încât munca depusă să fie răsplătită la un preț mai mare. Sau poate să creezi el problema și să aducă rezolvare. Dar ne-am venit să învățăm și am vrea să ne răspunzi tu, delimitând funcția de antreprenor de manager, spre exemplu. Nu, de patron. Okay. Sau de patron. Imediat. Patron imediat. Este termenul imediat. Comunist. Ce înseamnă antreprenor? Ce înseamnă? Da. Înseamnă acea persoană care creează o problemă în piață și o rezolvă. Tot el. Ok. Antreprenor? Eu cred că antreprenorul la bază este un creator. El ca om, în primul rând, are ideile, are inspirația, pentru că un antreprenor are cumva o inspirație dintr-un punct sau oportunitatea. Și nu este doar manager, mie mi se par lucruri total diferite, este doar perspectiva mea. Poate să fie omul bun la toate, este omul soluțiilor mai degrabă, într-un business pe care el îl creează și în care crede. Ești antreprenor, nu? Vinde-mi acest pix. Un antreprenor nu vinde pixuri. Cel care vinde pixuri este vânzător. Antreprenorul ar trebui să se bucure, ar trebui să facă doar ceea ce are el chef să facă, să-și onoreze echipele alături de care face bani, dar în niciun caz să... Muncească. Nu să... Muncim tot timpul. Muncim la pasiunile noastre, dar termenul de a munci, așa cum l-ați spus unii dintre voi, nu greșit,
Nu. Termenul de a munci înseamnă de a robi. De câte ori ai făcut ceva și ai simțit că nu trece timpul? Că timpul nu mai există. Că ești în stare de flux. Poți tu să spui că atunci muncești? Poți tu să spui că atunci ai sarcina de a vinde ceva? Nu, tu ești în stare de flux și faci ceea ce îți place ție cu adevărat. În niciun caz nu muncești. Nu poți spui, acum mă duc la muncă. Când ai spus mă duc la muncă, nu mai ești antreprenor. N-are nicio legătură cu antreprenoriatul. Și poți să dau un caz concret, subsemnat. Eu mi-am dat seama că sunt rob în afacerile mele. Eu mi-am dat seama că în momentul în care vin la birou, trebuie să mă abordeze CEO-ul, directorul financiar, directorul de resurse umane, administratorul, directorul F&B manager, directorul de la hotel, directorul de la X, directorul de la Y, iar eu când ajung acolo, muncesc. Și când mă întorc acasă, sunt că am venit de la muncă. Și mi-am propus să nu mai muncesc în felul acesta, ci să fiu, să încerc să ajung la acea stare de flux în care să nu mai hâiesc, să nu mai robesc. Și ce am făcut? Am decis ca toate afacerile mele clasice, tot ce înseamnă afaceri clasică, hotel, terenuri, blocuri, Horeca, să treacă pe planul 2. Și atunci am decis să înstrăinez business-urile, pentru că dacă mergeam pe aceeași linie, ajungeam în burnout și burnout-ul unde duce? La boală? La dereglaje? Eu de ani de zile cumva cochetez cu exit-ul. Ce înseamnă exit? Nu înseamnă să mă pensionez, nu. Să fac în așa fel încât cel mai mult timp să-l aloc pasiunilor mele. Adică să fac ceea ce mă pasionează bine cu adevărat. Antreprenorul nu-l scoți din tine niciodată, nu poți să-l scoți. De ce să muncesc? De ce să creez pentru alții? De ce să am această obligație? De ce să am această sarcină? Unul spune vinde ceva, altul spune să muncesc pentru alții, altul spune să fac ceva, dar nimeni nu spune să fii liber. Deci tot ceea ce a spus voi înseamnă prizonierat. Adică un investitor, oarecum. Nu. Sinonim. Înțeleg. Deci, tu trebuie să înțelegi că antreprenorul nu este sclav afacerii. Atâta timp cât ești sclav afacerii, nu te numești antreprenor. Este o confuzie majoră la nivelul societății, întrucât mulți confundă borcanele. Cred că a fi antreprenor înseamnă să fii cel care trage sania, să fii locomotivă mereu. Da, ești când crezi un business, când trebuie să fii acolo pe baricade. Dar la un moment dat, când ajungi la un anumit nivel, trebuie să te detașezi de ceea ce ai creat tu. Și ăsta este motivul pentru care eu mi-am vândut business-ul din Horeca. Asta era una dintre întrebările mele. Tu, la început, începutul începuturilor, ai fost antreprenor, manager, s-ai ocupat și alte funcții în cadrul afacerii tale? Eu prima dată în antreprenoriat centram și dădeam cu capul. Eu eram one man show. Nu exista nimic care să nu treacă prin controlul meu. Nimic, absolut. De la prețuri până la mail-uri, la imagini, site-uri, cromatică, resursă umană, tot, absolut contabilitate, tot. De ce? Pentru că mă temeam să nu pierd ceea ce am agonisit la început și să ajung în poziția de dependent. Eu am făcut lucrurile după ureche mulți ani. Ca mai toți antreprenorii. Deci asta nu înseamnă că mă erijez într-un iluminat al antreprenoriatului fără să înțeleg cât de greu este să te detașezi. Este aproape imposibil să poți să te detașezi de un business. Eu în momentul de față am 21 de mărci înregistrate. Cum vreau să funcționeze toate business-urile mele? Eu dețin dreptul de proprietate intelectuală și cesionez unor manageri sau unor oameni cheie dreptul de utilizare a mărcilor mele, pe care eu le-am creat cu mintea mea, cu capul meu, da, cu transpirația și cu sacrificiul meu. Ideal pentru un antreprenor este să facă business-uri de genul acesta, cred eu, din punctul meu de vedere. Să duci o marcă la succes, să crești un brand și apoi să cesionezi unor manageri dreptul de a opera ceea ce ai creat tu. În ce sens? Dacă tu vei fi și manager în business-ul tău și nu vei vedea lucrurile macro la o dimensiune mult mai mare, vei cădea în patima controlorului. Adică tu vei vrea să vezi ce se întâmplă tot timpul, ce se întâmplă. Cum a furat ăla, oricum te va fura. Atâta vreme cât tu ești focusat pe furturi, cât ești focusat pe micromanagement, niciodată nu vei putea să evoluezi ca antreprenor pe această scară și tot timpul vei fi înlănțuit. Ideal, din punctul meu de vedere, este să poți să creezi niște branduri, niște mărci, să le conferi o valoare de milioane de euro, după care să le exploatezi ca drepturi de proprietate intelectuală. Asta mi se pare că este idealul. Dar
Asta nu înseamnă că eu acum, în momentul de față, eu nu investesc. Eu investesc în business-uri online, investesc în aplicații online. Ai o idee și un plan genial, vină la mine. Nu înseamnă că mi-am pierdut dorința de a investi. Din contră, îmi place la nebunie. Dar este pe un alt nivel, este la un alt etaj. Sper să mă fi făcut foarte bine înțeles. Deci antreprenor este cel care hâiește, este cel care robește, este cel care muncește, este cel care nu doarme nopțile, este cel care se autosabotează, este cel care se întoarce în business, este cel care controlează. Un gen de antreprenor. Iar antreprenorul emancipat și antreprenorul care a ajuns la un alt nivel nu mai face nimic din toate astea. El nu mai așa spune, viziunea mea este următoarea. Puneți în aplicare viziunea mea. Asta e important pentru un antreprenor emancipat. Pentru cei care sunt la început de drum, da, clar, trebuie să treacă prin acest purgatoriu. Dar tu nu crezi că trebuie să fii liber de sarcini, cum s-ar spune, liber de obiective, liber de prigoana aceasta din antreprenoriat. Tu nu vezi că antreprenoriatul de multe ori este o prigoană, fugi într-una, alergi într-una, nu mai poți să te oprești. Eu așa văd. Pentru că am trecut prin această fugă și am fugit mereu, în momentul de față văd că trebuie să fie așa, ca o pauză de asimilare, știi, să inhalezi fructele muncii tale. Îți cunoști fiecare angajat? Eu am 1200 de angajați tot brandul, adică ar fi imposibil aproape să-i cunosc pe toți, dar cei factorii de decizie îi cunosc pe toți. Și care este cel mai important atut pe care trebuie să-l dețină angajatul tău? Secretul succesului în orice proiect este să ai pe cineva disponibil să nu doarmă nopțile pentru a realiza acel proiect. Deci secretul ar fi să ai oameni motivați, să-ți păstrezi echipele motivate. Una e să-i motivezi, alta e să-i păstrezi motivați. Este o artă să-ți motivezi echipele, să-i păstrezi în focus, să fii mereu în alertă. Trebuie să-i motivezi. Și cum îi motivezi? În primul rând trebuie să-i asculți. Să-i asculți, să închizi gura, că tot timpul ești tentat să vorbești, și să-i asculți. Lasă-i să vorbească. Angajatul vrea să fie ascultat în primul rând. El își dorește să-și spună povestea, își dorește să spună of-ul. Ce-l doare? Știi cât durează? Foarte puțin. Deci, în momentul în care vine un angajat la tine, tu ai sentimentul că el vrea să-ți spună povestea vieții. El nu. El vrea să-ți spună doar ceea ce îl frământă pe el. Ce-l doare pe el? Se epuizează durerea asta în 5 minute. Nu mai are ce să-ți spună. Tu ascultă-l. Spune-mi ce ai dispus. Și el începe să vorbească, să vezi cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Atâta timp cât tu intri peste el, atâta vreme cât tu îl contrazici, cât îl combați, stai să-ți explic eu cum e asta, cum e asta, cum e asta, el își prelungește discursul. Dar dacă tu îl lași și îl asculți, în primul rând că înțelegi și tu ceea ce vrea să-ți spună, că dacă vorbești peste el nu o să înțelegi niciodată, ascultându-l vei înțelege care este problema și atunci vei propune soluții. La mine în birou, când vin colegii, le spun de multe ori, dacă vii cu o problemă, te rog să nu uiți și soluția. Nu uita soluția la tine în birou, vino și cu soluția propusă. Că dacă vin mai cu problema și aștept să-ți găsesc eu soluția, nici compania nu evoluează, nici tu nu evoluezi și în ochii mei nu vei fi asumat, că nu-ți asumi consecința deciziilor. Deci mai important este CV-ul sau interviul? Eu CV-uri, nici nu mai citesc CV-uri de mult timp. Trebuie să cunoști energia omului când te întâlnești cu el și vezi care este energia. Într-adevăr, eu mi-am luat țeapă de foarte multe ori, bazat pe energie. Categoric, contează și pregătirea. Că nu poți să pui un GM la un hotel, de pildă, fără să aibă experiență. Nu poți să-l școlarizezi. Tu ai răbdare cu angajații tăi să-i înveți? Cel din vârful ierarhiei se focusează pe top management. Cel mai important este să poți să îți pregătești oamenii tăi foarte bine, dar să ai și capacitatea de a recruta din exterior oameni bine pregătiți. Pentru că este o capcană. Ai sentimentul că doar cei din compania ta știu să facă management în compania ta. Antreprenorul poate să cadă în capcana asta. Dom'le, numai eu cu echipa mea, pentru că eu îi cunosc pe ei de mult, numai noi putem să facem performanță. Nu. Trebuie să ai capacitatea să te duci în exterior, să spui, iau pe altul din altă zonă, îl aduc la mine, îi aloc timp, îi aloc resurse, îl trăinuiesc, după care ne folosim împreună de expertiza lui și el și noi. Pentru că atâta vreme cât compania câștigă și el are siguranța că va câștiga. Întrebarea ta a fost care e cel mai important lucru. Am spus ascultarea, ascultarea. Dar și să-l provoci să fie asumat. Ascultă-l, ascultă-i problema, spune-i să vină cu soluția, dacă nu are o soluție, îl ajutăm să găsim împreună o soluție, după care lasă-l. Deleagă-i competențele, lasă-l să fie asumat, lasă-l să-și asume, lasă-l să se dea cu capul de grindă. Că dacă te comporți mereu ca o mămucă, el va avea nevoie tot timpul de binecuvântarea ta și cât timp
îi vei crea sentimentul că tot tu decizi indirect, el nu va putea să se manifeste. Deci tu le dai șansa angajaților tăi să crească în compania ta. Și lor, dar și celor care vor să aplice în compania mea. Adică dacă ești de pildă, da, acum investesc în aplicații, în aplicații online. Chiar dacă eu bag, de exemplu, 500.000 de euro într-o aplicație, asta nu înseamnă că nu pot să aduc un expert dintr-o altă industrie, dintr-o altă zonă, un manager care se poate să-mi ducă un proiect până la final. Pot să aduc și un manager care are, nu știu, studii în inginerie, de pildă. El trebuie să-și dovedească toate calitățile lui de manager. Până la urmă, dacă ai un om bun, competent, devotat și pe care poți să-l motivezi, e bun în orice domeniu. Trebuie doar să-l înveți, asigur cadrul în care el să înveți. Ai scris vreodată în caietul visurilor tale despre ce fel de angajat îți dorești? Așa cum ți-am spus, în primul caiet al visurilor am scris multe visuri materiale, așa cum am subliniat. Nu m-am gândit niciodată la factorul ăsta uman, cumva să... În afară de faptul că aveam acolo 10 obiective cu câini, să strâng nu știu câți câini, să fac adăposturi, să aduc cumva un plus valoare, să fac fântâni în Africa, să pot să... Da, mă preocupa să ajut oamenii încă de atunci, dar nu m-am gândit că am nevoie de o echipă. Uite, vezi, și asta e întrebarea, asta e foarte profundă. Nu m-am gândit niciodată că aș putea să-mi îndeplinesc visurile alături de o echipă. Dar mi-am îndeplinit toate visurile alături de o echipă. De ce? Poate din egoism. Toate visurile mele au fost cumva detașate de acest factor multiplu. Credeam că le fac pe toate, pot să tai și să spânzări. Asta înseamnă că ai încetat să scrii în caietul visurilor tale? Eu am deja un caiet al visurilor cu 120 de visuri, să spunem varianta primară, după care am început varianta aceasta, caietul premium, cum s-ar spune, da? Caietul visurilor. Stai să mi-l promovez, dragilor, caietul visurilor, nu uitați de el. Și am început să scriu pentru că altfel nu puteam să văd cum ar reacționa oamenii. Și am început să-mi scriu visuri, mă rog, mai, cum zice, mai emancipate, dar altfel nu aș fi putut crea. Deci eu la caietul ăsta am lucrat 2 ani de zile ca să pot să-l aduc la nivelul la care este acum și să poată genera un impact atât de mare. Deci am fost forțat să mă pun în papucii clientului ca să pot să văd cum ar reacționa clientul. Ăsta e motivul pentru care eu am început să scriu, deși toate visurile mele se află în primul meu caiet. Noi am învățat de la alții despre termenul de jurnal și de a face o listă ca să poți să te orientezi mai bine. Da, ai învățat de la cineva să scrii toate lucrurile astea undeva sau pur și simplu ți-o venit ție o idee, uite, vreau să fac asta și o să o scriu aici, că poate mai târziu o să o pot realiza? Prima dată când am văzut, nici nu mai mi-amintesc când am citit primul articol legat de caietul visurilor, dar a fost o chimie perfectă. Am spus, asta e soluția. Trebuie să pun pe hârtie tot ceea ce îmi imaginez. După care am început să intru mai adânc în subiect, să faci research. Până la urmă, care e soluția ca să poți să ajungi la succes? Trebuie să faci cercetare adâncă. Și am intrat să văd, domnule, un caiet, două, trei, nici nu erau foarte multe pe piață. Țin minte, chiar Pera Novakovic preluase și el un model din străinătate și plantase pe piață un caiet al visurilor, după care mai apăruse cineva cu caietul visurilor, dar a trebuit să fiu eu cobai. A trebuit să mă pun eu în poziția de slujitor al acestui caiet ca să pot să înțeleg care sunt beneficiile. Și am cercetat, am început să citesc, cum spuneai și tu, Brian Tracy, am început să citesc toți autorii mari și să smulg din toate cărțile astea câte o bucățică de concept. Mi-am făcut primul caiet, l-am făcut primul caiet în 2005, adică aveam 19 ani când am făcut primul, după care am făcut al doilea, mult îmbunătățit, după care mă aflam în Bali și eram pe plajă și mă gândeam cum mi-am realizat eu visul din caiet, mare, turcoaz, cald. Și atunci am avut ca o, nu i-aș spune revelație, e așa, a curs. Domnule, trebuie să aibă toată lumea acces la resursa asta, la această sculă, caietul visurilor. Și am demarat un proces în care am conceptualizat pas cu pas acest caiet și cred că dacă aș trage linia la tot ceea ce am făcut până acum, este obiectul care ar putea să aibă cel mai mare impact asupra întregii lumi. Și crezi că dacă nu te-ai fi gândit atunci să scrii ceva în caiet, ai mai fi ajuns aici? Cred că aș fi ajuns la succes și fără caietul visurilor, dar n-aș fi atins atâtea obiective. Asta este o busolă, practic. De asta are și o busolă. Vezi o busolă aici. Aceea este o furnică pentru hărnicie? Sau? Da, pentru că știi cum? Cine predică cel mai bine? Furnica, deși nu are glas. Predica ei constă în fapta ei. Cum spunea Ghiotte, la început a fost fapta, nu cuvântul. Ei, de ce am pus o furnică pe caietul visurilor? Pentru că deși am încercat să fac pași de dinozauri, niciodată nu mi-a ieșit niciun proiect cu pași de dinozaur. Chiar am pus și pe lift la hotel un afiș mare, urcați
pe trepte, pentru că la succes nu poți ajunge cu liftul. Bine, a fost și un truc de marketing acum, ca să fiu sincer. Deci tu obiectivele ți le setezi de la cel mai mic la cel mai mare sau de la cel mai mare la cel mai mic? Obiectivele se setează de la cel mai mare la cel mai mic. Tai elefantul în feliuțe, nu tai feliuțele în elefant. De pildă, în căietul meu de visuri. Îmi doresc să ajung, nu știu, la 10 milioane de euro pe an. Ca idee, da? Profit. Ca să ajung la 10 milioane de euro pe an, ce trebuie să fac? Și atunci intră în scenă caietul de strategie. În caietul de strategie începi să planifici și tai în feliuțe elefantul, tai. Pe luni, pe săptămâni, pe zile. Pentru că visul tău probabil că va avea scadența peste, nu știu, 5 ani sau 3 ani sau 10 ani. Dar tu până atunci trebuie să începi să faci munca de jos. Ăsta pare superficial, visul pare superficial, dar cine nu are capacitatea să viseze, să afundă cumva în mediocritate. Asta e părerea mea. Și părerea ai, domnule? Vreau să mă întreb ce obiceiuri ar trebui să ne facem noi ca un tânăr să ajungem la acele obiective. Autoeducație continuă și nevictimizare. Autoeducație continuă. Și când, vezi, educația la noi este proastă înțeleasă, pentru că avem moștenirea trecutului. Și când spui educație, te gândești la sistemul de învățământ. Și când spui sistem de învățământ, te gândești la diriginte sau la profesor și nu la mentor. Te gândești la cineva care te-a certat, nu te-a încurajat. De asta conceptul acesta sau cuvântul acesta, educație, poate să implice și niște riscuri. Dar tu, când te gândești la autoeducație, gândește-te că tu ești singurul responsabil pentru tot ceea ce se întâmplă zi de zi. Te duci și scrii undeva, îți faci pe un tricou sau îți scrii la capul patului, eu sunt responsabil pentru tot ceea ce mi se întâmplă. Pentru că vei avea tentația să arunci toată vina pe părinți. Mulți ani de zile, mulți ani. Poate toată viața. O să-i găsești pe ei țapii spășitori sau, nu știu, pe frate sau cineva care te-a impactat sau chiar pe profesori. Atâta vreme cât tu spui, nimeni nu mă poate opri să-mi îndeplinesc visul în afara mea, te vei poziționa, vei avea o poziționare. După care începe procesul. Scrii visurile în caietul de visuri, da? Sau neapărat în caietul de visuri, ți le scrii foarte clar undeva. Să știi, nu știu, pe un perete, pe un pergament, unde vrei tu. Dom'le, ce vreau de la viață? Ce-mi doresc? Ce-mi doresc să obțin? Și tu deja știi, văd că pilot și antreprenor. Deși eu cred că e o confuzie de concepte aici și trebuie să mai lucrezi cu tine și să vezi exact ceea ce îți dorești și să renunți la unul dintre ele acum. Cum înseamnă să te autoeduci tu? La 18 ani. E foarte complicat să-ți spun. Aș putea să spun, de pildă, nu te duci la facultate, nu o să spun asta. Spun să te duci la facultate, nu o să spun asta, dar contează foarte mult care-i năzuința ta, care-i visul tău, care-i cu foc, care-i focusul tău, pe ce trebuie să fii focusul tău și în raport de ceea ce e focusul tău, tot ceea ce nu contează, dai la o parte. Nu contează, de exemplu, chimia, ca idee. Nu pui focusul pe chimie, da, o să-ți iei examenul. Tu pui focusul pe ceea ce te pasionează pe tine cu adevărat. Care-i pasiunea vieții tale? Acum spui că ai vrea să ajungi pilot sau ai vrea să fii antreprenor. Dar ce te pasionează acum pe tine? Ce-ți place să faci cel mai mult? Ce te ține în stare de flux? Să pilotez. Dar n-ai pilotat? Ba da. Ai pilotat? Sunt pilot de planoare. Ah, da. Asta e altceva. Uite, vezi, deja obținem informații. Deci, în fiecare zi să faci un pas mic de fornică spre viața visurilor tale. Nu spre visul tău, spre viața visurilor tale. Că până la urmă, visurile pot fi și o capcană. Bă, am niște visuri, trebuie să presiuni, te sabotezi, începi să te biciuiești. A trecut termenul și nu mi-a făcut visul. Deci poate deveni o capcană reală visul. Poate deveni ceva frustrant, poate deveni o depresie. Deci poți să intri în depresie din cauza unui vis. Prost înțeles, incorrect aplicat. Dar îți spui, de ce am fost atât de slab? Uite, X, el a ajuns să aibă BMW-ul, eu n-am BMW-ul. Sau el are avion privat, eu n-am avion privat. Și încet, încet te autosabotezi, spui că ești slab. Poate și părinții, nu știu dacă e cazul tău, dar și părinții spun, bă, uite, te compară cu ceilalți, uite, ăla e bun, tu ești slab. Ăla cum a reușit, tu n-ai reușit. Ești un prost, ești varză, ești nu știu ce. Și spui, bă, până la urmă, mi-a trebuit și visurile astea, încă un factor de presiune. Dar dacă tu cumva te împrietenești cu visurile din viața ta, nu din caietul visurilor tale, nu ajungi să te îndeplinești un vis, ci ajungi să trăiești viața visurilor tale, viața, că până la urmă, nu cu visurile dormi, stai în papucii tăi, în corpul tău, în viața ta. Asta trebuie să încerci să trăiești o viață liberă, o viață liniștită, fără lipsuri, o viață prosperă. Dacă eu am făcut 20 de milioane, nici tu nu poți să faci 20 de milioane. Uite, tu ai 18 ani și din punctul meu de vedere, tu ești mult mai informat, uite, mult mai curajos decât am fost. Eu nu am intrat în avion prima dată la 33 de ani, am intrat în primul, am făcut și o cursă de zbor. Deci ai mult mai multe plusuri decât am eu. Mult plus, eu dacă eram la 18 ani, eu nu veneam la un podcast filmat,
nici în ruptul capului. De asemenea, ai lăsat un coment pe pagina mea și valabil pentru toți cei care ați lăsat comentarii pe pagina mea. Câți oameni ar putea să comenteze pe baza comentului vostru? Ce trebuie, mă, ție? Sau colegii de clasă? Bă, n-ai avut altceva de făcut decât să te duci la podcast la Mandache, să te ironizezi, să fii subiect de ironie, să fii subiect de, nu știu, bârfă, să riști, să zici o tâmpenie în podcastul ăsta. Eu nu aș fi făcut asta. Mi-ar fi fost foarte frică. Și nici nu aș fi intrat, nu aș fi suportat camera de luat vedere. Mi-ar fi fost rușine. Mi-ar fi fost frică să nu mă critici ceilalți, să nu facă glume pe seama mea, să nu zic vreo trăznaie. Uite cât potențial ai, uite ce șansă ai să ajungi să trăiești viața visurilor tale. Dar în calea ta, categoric, vor apărea foarte multe impedimente. Poți să te lovești de eșec și nu poți să scapi de eșec. Nu poți. Deci îți spun de pe acum, orice vei vrea să ajungi în viață, trebuie să dai mai întâi cu capul de grindă. Obligatoriu. Tu cum ai trecut peste eșec? Cu capul de grindă, cu cucui. Ce foarte înseamnă eșec cucui pentru tine? Eșecul, păi, este un profesor. În primul rând, eșecul te învață. Eșecul te vindecă uneori. Dacă eu nu aș fi dat faliment în anumite business-uri, la momentul acela, probabil că nu aș fi ajuns niciodată sus. M-aș fi complăcut într-o zonă de confort. Sau aș fi crezut că sunt Dumnezeu pe pământ. Și am crezut. De multe ori am zis, cum, dar eu, dacă eu mai fac un concept, dacă eu mai crez încă un brand, eu care am făcut atâtea branduri, cum? Am eu vreo șansă să pierd? Nu. Și atunci, eșecul a venit, bang, un cap greu de grindă. Am pierdut 1 milion de euro. Opa, stai așa. Ce am învățat de ce? X, Y, Z, nu mai fac asta. Renunț la asta. Vreau să te întreb legat de perioada 16, 18, 20. Cum era viața ta atunci? Eu la 19 ani am terminat liceul, pentru că sunt născut în februarie. Când dădeam bac la 19 ani, sute sau nu știu, mii de ore de pregătire, sute de ore de pregătire la matematică, la istorie, la română, la engleză. Tata era obsedat, te duci la pregătire. Și mă urcam în maxi-taxi, de aici din Opcin, și mă duceam până la Mărășești, în Georgenescu, în Burdujeni, chiar făceam consultații sau meditații. Și mă pregăteam pentru bacalaureat, pentru că asta își dorea taică-mi să intru cu o notă foarte mare la facultate, la facultatea de drept, în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza. După care am ajuns student și exista această presiune din partea familiei să obțin rezultate foarte bune. Deci nu să trec sesiunea, ci să obțin rezultate foarte bune. Și atunci a trebuit să mă focusez foarte mult pe a nu-i dezamăgi pe părinți. Că dacă iau notă rea, îl dezamăgesc pe tata și dacă luam o notă bună, se cuvenea să iau o notă bună, știi? Nu era, bă, hai să facem o sărbătoare că ai luat o notă bună, știi? Cam la capitolul felicitări și validări am stat destul de prost din partea familiei, dar am fost foarte focusat pe facultate. Trebuia să fiu focusat pe facultate, trebuia să fiu focusat pe bacalaureat, dar eu ce-mi doream? Eu îmi dădeam seama că sunt dependent de taică-mea. Da? Du-te la facultate, îmi punea maică-mea, zi, zacusca, unt și toate alea, mâncare, așa de aruncam jumătate unde din ea. Unde ai făcut facultate? La Iași, la Alexandru Ioan Cuza. Și dar unde ai stat în perioada, pe perioada asta? Am stat primul an am stat la Cămin, la Căminul Gaudiamus, după care am stat la un apartament la Picodrescu 7, la etajul 3, era aproape de universitate. Dar eu îmi doream, de atunci am început să mă virusez, pentru că eu în anul 2 deja vreau să plec cu work and travel în America. Vreau să mă angajez, mai știu ce, parcagiu, erau mai multe joburi acolo, parcagiu, ospătar, erau niște joburi limitate pe work and travel, că nu puteai să... Și taică mi-a spus, bă, dar tu duci la munca de jos în America, în condiții în care tu poți să stai în România, cu, uite, trebuie să ajungi avocat, să faci, să treci, nu știu ce. Dar atunci m-am infectat pentru prima dată de dorința de a demonstra, poate, și de dorința de a deveni independent, să nu mai depind, să fiu independent. Dacă cineva îmi spunea atunci, și cred că asta e întrebarea ta, cum ar trebui să te comporți tu cu fiica ta, nu ai o fiică de 19 ani, aș putea să spun atâta. Orice microsucces pe care îl are să fie încurajat de 10 ori mai mult. Deci să nu critici, să scoți cumva critica din limbajul tău sau să-ți faci o strategie din a nu critica. Și când, dacă a luat o notă bună, să validezi fiecare
succes, micro-succes, să-l validezi, dar să-l validezi, să crezi în el, nu numai să spui, dar trebuia, uite că l-au luat, să nu mai compari niciodată. Pe mine cel mai mult m-a derutat faptul că eram comparat cu alții care luau note mai mari, care aveau performanțe mai bune și atunci am început să mă îndoiesc eu de mine. Și mi-a trebuit procese de ani, de zile, de ani, de zile și încă sunt în proces cu mentor, cu o grămadă de specialiști, cu maestri spirituali sau cum vrei tu să-i numești, ca să pot să mă vindec de competiții și de comparații. Știți, dacă mi-ar spune cineva, bă, e suficient. Nu mi-a zis nimeni niciodată, nici profesor, nici părinte, nici neam, nici... E destul, gata, ajunge la timpul potrivit. Și atunci s-a inoculat în mine sentimentul ăsta de I'm not good enough. Nu sunt suficient niciodată, trebuie să mai fac un milion, mai deschid un brand, mai fac un hotel, mai fac aia. Și e ca o găleată spartă. Oricât ai pune acolo apă în ea, tot e fisurată, tot mai e nevoie să pui apă. Și devii dependent de șuvoiul de apă. Dacă nu, ce se întâmplă? Vocea interioară, vocea pe care o internalizez. Practic, noi internalizăm vocile celor de care ne înconjurăm. De asta e bine să te înconjori de oameni de succes sau de oameni optimiști. Nu gândirea pozitivă, conceptual vorbind, ne ajută, ci vocile pe care le internalizăm ne ajută. Ce voci crezi că are fiica ta în cap? Vocea ta, pentru că prima dată că tu ai crescut-o și de fiecare dată când va face ce, orice ar face, în mintea ei tu vei fi un filtru. Mereu. Dacă tu acum îi vei spune ești în regulă, nu când nu e în regulă. Când nu e în regulă, nu-i spui că nu e în regulă. Îi spui că, bă, ai greșit, că e logic să-i spui că ai greșit. Din punctul meu de vedere, aici ai făcut o tâmpenie. Dar când faci ceva în regulă, atunci se bați fierul. Vreau să-mi spui dacă rezonez cu ceva, hai, din ce voi enumera eu. Okay. Banii, dacă asta te-au motivat. Banii, viața sau mustața. Da. Banii, dorința de a fi validat, da, și recunoscut la nivel social, da, și convingerea că ceea ce tu ai de oferit aduce un plus valoare societății, pasiunea pentru ceea ce faci, da, ai făcut multe lucruri, uh-huh, sau sensul vieții, vocația. Asta ai simțit să faci. A fost go with the flow. Prima dată mi-am dorit bani. Nu vorbeam despre sensul vieții, despre stare de flux, despre conceptul de libertate. Nu-l înțelegeam atunci. Tot ceea ce îmi doream erau bani, să obțin bani. Și căutam tot felul de idei. La mine pe Google scrie așa, idei de afaceri. Credeam că o idee de afaceri mă poate propulsa către succes. Dar a fost și bine, pentru că focusul contează foarte mult. Eu mi-am dorit să fac bani și am început să fac bani. Am atras bani pentru, am respectat bani, am onorat bani, i-am onorat pe oamenii cu bani. M-am apropiat de oameni cu bani, deși, îți dai seama, nu aveam șansa să mă apropii de milionari. Dar cochetam și eu, nu eram prost, și studiam și învățam. Aduceam și eu plus valoare. Ei, încet, încet, după ce am ajuns avocat și după ce mi-am dat seama că vocația mea este să fac bani, am perceput poate altfel banii, dar primul focus a fost doar pe bani. Nu aveam capacitatea să discern între spirit și materie. Pentru mine erau doar bani și, repet, bine am făcut pentru că odată ce am făcut, am avut acces la oameni de succes, am ajuns eu un om de succes și alți oameni de succes au vrut să vină lângă mine, mi-am configurat un alt anturaj, am atras lângă mine oameni de la care am preluat voci interioare, oameni cu bani, oameni cu cunoștințe și în felul acesta am reușit să-mi dau seama și am ajuns la concluzia că nu doar banii contează. Dar dacă nu aș fi trecut prin acest proces, probabil că acum, nu știu, încă alergam. Ai ascultat sfaturi de la acel anturaj peste medie despre care vorbești? Adică le-ai urmat sfaturile? Nu tot timpul. Pentru că știi cum, genial e cel care învață din greșelile altora. Eu am învățat și învăț încă din greșelile mele. Am furat idei, chiar dacă ei nu mi-au spus. M-am băgat acolo, am încercat să învăț, am întrebat, am cerut ajutorul. Acum nu pot să spun cât am preluat de la ei, dar fără ei, acum știi cum, istoria nu se rescrie. Fără oamenii de succes pe care am atras în jurul meu, ce aș fi făcut? Nu știu. Poate că n-aș fi investit, poate că aș fi făcut alte investiții, nu pot să spun. E bine să asculți foarte mult, ceea ce eu nu am făcut. Eu, când reușeam să ader la un grup de succes, vorbeam foarte mult. Vreau să demonstrez foarte mult, vreau să demonstrez că sunt capabil, știi, că merit să fiu în acel cerc. Și nu ascultam foarte mult. Acum, în ultimii ani, mi-am dat seama că trebuie să ascult foarte mult. Dacă mă duc la o întâlnire cu cineva care e un antreprenor de succes, de pildă, încerc să ascult cât mai mult.
să ascult, stau și o să tac. Ei, ăsta este unul dintre motivele pentru care eu în podcasturi invit oameni de succes, vreau să-mi ascult capacitatea de a asculta, știi? Să mă antrenez să ascult. Mulți oameni îmi spun, vreau să te ascult pe tine, nu pe invitatul tău. Dar probabil că sunt și într-un proces în care vreau să-mi dezvolt acest mușchi al ascultării. Dar ce înseamnă un antreprenor de succes? De exemplu, dacă un antreprenor are un business timp de 10-20 de ani pe linia de plutire, dar totuși nu a evoluat mai mult de acel punct, este acel un antreprenor de succes pe care poți să-l antreprenorul asculți? De succes, antreprenorul de succes este antreprenorul care nu mai săvârșește acte specifice antreprenorului clasic. Uite, am momente în care mă consider antreprenor de succes în ultimul timp. Am momente în care am oamenii potriviți cărora le-am delegat cu adevărat acțiuni, le-am delegat decizii cu adevărat, nu mai sunt factor decizional, nu mai sunt factor decisiv care să-i sperie pe manageri. Și nu ai rețineri când pui atribuțiile tale altcuiva? Dacă nu deleg atribuțiile mele cuiva, înseamnă că trebuie să le fac eu. Și voi fi acel antreprenor clasic care robește în afacerea lui, dependent de X, Y, ceea ce v-am spus mai înainte, dependent de robie. Câtă presiune este pe top manager și cum mă poate gestiona? În momentul în care îți faci top manageri asociați, ei decid cât de mult se implică, ei decid care este nivelul de presiune. Dacă el vrea să-ți crească firma, compania, el decide cât de mult se implică. Nu mai decizi tu ca antreprenor, nu mai ești tu, nu mai ții tu ghidonul, da? Nu mai stabilești tu direcțiile. Îi lași cu adevărat să decidă, dacă ai încredere în ei. Dacă nu ai încredere în ei, nu delega în cineva în care nu ai încredere, că îți duce afacerea în prăpastie. Ce sfaturi ai pentru cei care sunt mai apropiați de latura spirituală, dar se chine cu banii, cu latura materială? Ideal, din punctul meu de vedere, ar fi ca un om care tânjește după liniște și după conexiunea cu propria persoană să aibă suficiente resurse materiale. Pentru că dacă vrei să te duci să meditezi în Tibet și tu nu ai bani să ajungi cu trenul până la București, nu mai vorbim de avion până în Nepal, nu să ajungi acolo. Deci asta ar fi idealul. Acum, dacă ajungi să te detașezi total de factorul materiale, și mai bine. Dar nu prea ai cum în epoca în care trăim. Ai nevoie de bani. Este o nevoie substanțială să-ți permiți lucruri. Eu, dacă ar fi să dau un sfat, ar fi să-și dezvolte cu toții în ei capacitatea de a genera bani. Și ăsta este probabil un act spiritual în sine. Să poți să faci bani. Până la urmă, nu să furi bani, să poți să faci bani. Dacă vezi că cineva a făcut milioane, ce te oprește să ajungi la nivelul, dacă te educi, ce te oprește să ajungi la nivelul la care este el? De ce n-ar fi făcutul banilor un act spiritual în sine? Adică, de ce n-ai putea tu să-ți creezi o stare de flux din a face bani? Starea ta de flux să fie să faci bani, chiar dacă ești spiritual. Mă rog, acum te referi la cei care stau în rugăciune de 12 ore pe zi sau te referi la cei care sunt preocupați de suflet și totuși au nevoie? Da, cei care sunt preocupați de suflet și totuși au nevoie. Eu cred că au o șansă mai mare decât ceilalți. Pentru că ei știu că dacă la un moment dat vor ajunge să genereze suficient de mulți bani, se vor întoarce către spirit. Se vor întoarce către suflet. Ei știu foarte bine în caietul visurilor, domnule, da, vreau să fac bani, pentru că banii sunt o ancoră sau o unealtă și eu vreau să ajung să pot să mă duc să văd mănăstirile din Tibet, din India, din Peru, din, nu știu, vreau să văd America Latină, ei știu că vor să ajungă la suflet, dar pentru că trăim în societatea în care trăim, avem nevoie de bani și trebuie să devenim capabili să facem acei bani. Deci așa ar trebui să înceapă educația în școli. Dom'le, ok, tu ai vocații de, nu știu, pictor, profesor sau ce mai vrei tu, dar trebuie să-ți dezvolți și capacitatea la un moment dat de a face bani. E o datorie față de cel care ne-a creat până la urmă. Întrucât banii sunt văzuți în societatea noastră ca ochiul dracului și s-au inoculat ideea asta de generații, da? Noi am fost captivi în comunism din 45 până în 89, jumătate de secol captiv în comunism, noi încă avem reminiscențele trecutului și ni bântui. Bă, dar bani? Cum? Dar tu n-ai voie să faci bani. Știi? Și cu tot pachetul ăsta de lovituri ale trecutului, noi vrem să fim din prima capabili să generăm bani.
O caracteristică a stării de flux este să nu-ți dai seama cum trece timpul. Vreau să te întreb dacă tu, când ai construit toate afacerile pe care le ai în momentul de față, ai simțit că nu era instalat de flux, te gândeai cum trece timpul sau... Așa. Și dacă nu, atunci cum ar... Un antreprenor nu poate să fie în starea de flux decât după ce își dă exit și... Nu, poți să fii în starea de flux și când creezi. Deci eu eram în stare de flux când cream. În momentul în care trebuia să fac acte de management, nu mai eram în stare de flux. Da, eu inspir echipele, îi inspir pe oameni. Ajung într-o încăpere și se ridică energia, gata, hai să vedem ce facem. Îi ridic pe toți, tonusul, tot. Dar după aceea trebuie să intrăm, hai să facem ședință, hai să discutăm. Problema cu tare, nu știu, locația din Târgu Jiu, locația din Focșani, locația din Cutare. Păi și aici intervine. Resursă umană, investiții, reparații, strategii, competiții, toate acestea intervin pe ordinea de zi. Ei, în momentul ăla eu nu mai sunt în stare de flux. Eu sunt în stare de flux când mă gândesc cum să creez acest caiet să te ajute pe tine. În momentul ăla eu sunt în stare de flux. Am pus o rachetă, să mergi ca o rachetă, da? Să mergi ca o rachetă în sus. Că ai potențialul să mergi ca o rachetă în sus. Să concep această fornică. N-am desemnat eu, dacă o echipă, eu am condus echipele, da? Wow, ia să vedem aici înăuntru. Punem un legământ. Stare de flux, n-am dormit nopțile. Să scriu acest legământ. Eu l-am scris primul, cuvânt cu cuvânt. Da, după aia mergem mai departe. În caietul de visuri. Care este valoarea mea totală evaluată în bani? Da? Și adun valoarea tuturor bunurilor pe care le-am agonisit de-a lungul vieții, voi contabiliza toate bunurile mobile și imobile și le voi evalua în bani, bla, bla, bla. Ei, eu când am scris asta, eu am fost în stare de flux. Când am primit de la graficieni aceste pagini, am fost în... Pfuai! Zic, asta e ce trebuie. Și aici vor fi fotografii. Și aici toți tinerii care o să vadă o să ajungă în multimilionari. Sau când am scris provocarea de final. Ajungi la 100 de milioane datorită acestui caiet și datorită muncii tale, bineînțeles, îmi dai și un milion. Și lumea spune, da, îți dau, nu unul, cinci. Să ajungă la 100 de milioane. Și va veni vremea când o să ajungă la 100 de milioane. Și o să trebuiască să-mi dea. Sau când am pus asta cu câinile meu urechi, da? Vă vedeți. Și eu zic, băi, de aici la finalul paginii, dacă tot am făcut caietul visurilor și eu cred atât de mult în caietul ăsta că va avea o forță la nivel planetar, de ce să nu salvez și niște animale? Poate din cei care completează caietul visurilor, din 5.000, unul singur va salva 10 câini. Gata, mi-am făcut datoria. Sau când am configurat acest sigiliu, da? Care se rupe de aici și se pune ștampila pe visul tău, în momentul ăla a fost un act antreprenorial. Adică eu m-am gândit că caietul ăsta va ajunge, că voi comercializa, voi face în toate limbile planetii Pământ, da? Voi face un site, ceea ce am și acum, și când am văzut cum va arăta, atunci a fost în stare, nu mai știam cum trece timp. Dar când ajungeam să discut despre facturi, despre intrări, despre management, nu mai sunt în stare de flux. Deci trebuie să vezi ce creează ție stare de flux ca antreprenor. Dar, categoric, trebuie să treci prin toate etapele ca să vezi ceea ce îți place. Și dacă acum ai fi să o iei de la capăt, da. Și să știi despre, despre starea de flux, cum ai aplica starea de flux să crești afacerea? Adică... Ceea ce fac acum? Eu creez branduri. Tot am cesionat, nu mai fac parte din industriile în care am activat. Nu mai fac parte. Eu acum creez branduri, pentru că asta îmi dă cea mai mare satisfacție. De pildă, da? Hotel Mandachi. L-am dus până la 9,5 pe Booking. 2400 de recenzii, nu avea nici Marriott, am fost în Praga, nu avea nici Marriott din Praga atâtea recenzii. Raportat la numărul de recenzii, este cel mai mare brand hotelier creat vreodată în Suceava. Brand hotelier. Marca îmi aparține. Cu ce faci bani? Cu mărci, cu mintea, de aia spune dreptul de proprietate intelectuală, cu mintea ta. Și dacă alții au făcut, pot să fac și eu. Pot să ajung să fac și eu. Deci cum crezi că am generat acest caiet de strategie care se va transforma într-o aplicație? Cum? Cu pasiune. Am sacrificat timp și am spus că trebuie să facem acest caiet. Trebuie să se nască acest caiet. Cu coperte, cu strategii, cu legământ, cu exerciții, cu tot ce vrei tu. Cu provocări. Atunci am fost în stare de flux. La care era întrebarea? Vezi când ești în stare de flux? Cum poți să începi de la zero, da? De exemplu dacă iei după ce ai terminat facultatea, și să construiești brandul fiind în starea de flux? Sau să construiești brandurile astea fiind în starea de flux? Bun, ca să construiești branduri, trebuie să știi ce înseamnă branding, trebuie să te educi, să știi ce înseamnă branding prima dată. Stai, nu poți să construiești doar așa, să spui că îmi place mie, să crezi niște bullshit-uri. Vezi ce înseamnă branding personal,
marketing, vezi ce înseamnă produs, vezi ce înseamnă management, stai puțin. Că nu poți să ajungi chiar așa în stare de flux, sau doar un tronc, hai că eu sunt în stare de flux, hai să vină banii. Trebuie să transpiri autoeducându-te. Asta este secretul succesului. Transpiri autoeducându-te. Și când ajungi în stare de flux autoeducându-te, atunci poți să spui, acum sunt pe care să ating succesul. Deci, stare de flux prin autoeducație. Istoria ne spune că nu ești suficient de pregătit sau că nu te autoeduci suficient. Și am văzut acum un film, documentar extraordinar, și am văzut acolo ceva foarte, foarte interesant. O lecție de business în sine. Germania a declarat război Poloniei la 1 septembrie 1939. Atunci, practic, a început al doilea război mondial. Germania avea o armată mai puțin pregătită decât armata franceză. Francezii aveau și mai multe tancuri și o armată mai automatizată. Ce s-a întâmplat, practic? Germania a atacat prin Blitzkrieg Polonia, după care fulgerător a trecut, mă rog, a avut un atac și Olanda-Belgia, după care a invadat Franța. Au fost luați totalmente prin surprindere. Și, mă rog, am văzut filmul și am început să fac research, pentru că mă pasionează foarte mult subiectul. Ce spun istoricii? Din ce motiv Franța a capitulat atât de rapid în fața Germaniei? Care, repet, avea o armată mai slab pregătită, practic, decât armata franceză. Și cu mai puține tancuri. Fii atent! În tancurile franceze erau 3 oameni. 3 sau 4, mai știu, în fine. Dintre care comandantul încărca și tunul. La nemți erau 5. Fiecare avea câte o singură atribuție. Focus pe o singură atribuție. La nivelul acela s-au făcut greșeli colosale. Da? După care, care a mai fost atuul nemților? Comunicarea și în business, comunicarea. Dacă nu comunici, se alege praful. Francezii nu aveau linii telefonice. Ei vorbeau de la om la om. Nemții, în schimb, comunicau prin intermediul telefoanelor. Ce s-a întâmplat? Comunicarea, odată, și focusul. Două lucruri. Comunicare și focus. Ăsta e motivul pentru care nemții au invadat atât de ușor Franța. Ce am vrut să spun? Se fac greșeli și la nivel de stat. Se fac greșeli flagrante. Dar aminte într-o companie sau dar aminte când creezi un brand, cum ai spus tu. Poți fi în stare de flux atunci când creezi brandul, dacă ai fost tu atunci în stare de flux și dacă poți ne spui nouă cum să fim și noi în stare de flux. În stare de flux ești când faci ceea ce îți place cu adevărat să faci. Atâta timp cât te minți și faci ceva ce îi place altuia, atunci n-ai cum să fii în stare de flux. Deci prima dată te întreb, e adevărat ceea ce simt? E adevărată pasiunea mea? Și mi-a dat un exercițiu, Matei Georgescu, pe care recomand tuturor celor care ne ascultă și ne urmăresc. Scrie 108 lucruri care îți dau sens cu adevărat în viață. În listă, nu neapărat în caiet. Da? Și atunci îți dai seama dacă, care e realitatea visurilor tale. Și astea 108 se află și în caiet de strategie, să știți. Și astea 108 le-am pus ca exercițiu. Deci am preluat de la Matei Georgescu, da, de la un mentor, am preluat acest artificiu, acest exercițiu și l-am pus în caietul de strategie. Și când faci caietul de strategie, tu nu ai acces la mine ca mentor, dar indirect îți vei descoperi pasiunea. Pentru că și caietul de visuri și caietul de strategie sunt niște unelte ca să ajungi la tine. La tine să ajungi. Scrie 108 lucruri care îți dau sens. Păi dacă mie nu-mi dă sens să călătoresc, la ce aș mai călători? Eu cunosc oameni care mi-au spus în felul următor. Bă, pe mine nu mă scoți din Cluj. Nu mă scoți din Cluj, eu stau în Cluj pentru că aici e universul meu. Deci primii tăi bani sunt din brandurile pe care le-ai creat la început sau ai luat un startup și ai început să faci branduri? Primul lucru pe care trebuie să-l faci în momentul în care vezi deschizi o afacere este să-ți înregistrezi marca. De ce? Pentru că poți să duci o marcă spre succes, tu muncești ca un nebun 5 ani și vine el și mai depune o cerere cu marca ta, cu logo-ul tău și s-o ales praful de toată munca ta, pentru că el va spune proprietatea mea intelectuală, e dreptul meu, te rog frumos să mă plătești. Munca ta. Și s-au întâmplat nenumărate cazuri, s-au pierdut, s-au fost procese mari. Deci, prima dată îți înregistrezi marca. Îți faci site, îți faci, nu știu, cărți de vizită, branding, manual de brand și ajungi și la marca, ți-o înregistrezi. După care mai deschizi un business, înregistrezi marca, mai deschizi un business, înregistrezi marca, mai dai un faliment, mai dai un boom. Tu cu mărcile rămâi pe persoană fizică. Recomand tuturor să-și înregistreze mărcile pe persoană fizică, nu pe persoană juridică. Pentru că eu la început mi-am înregistrat marca pe persoană juridică. Și mi-am dat seama că dacă afacerea de faliment sau firma intră în faliment, pierzi și marca. După ce ajungi să construiești un imperiu, după ce ajungi să construiești o mega afacere, abia atunci îți pui problema ce fac eu cu marca.
sau cum gestionezi marca. Și este adevărat că banii creează dependență? De exemplu, unii spun că după ce faci primul milion, al doilea vine bătând din degete. Acum depinde cum ai făcut primul milion. Dacă ai făcut un milion de euro corect, este clar, succesul tău în viață este asigurat din punctul meu de vedere. Pentru că dacă ai capacitatea să generezi active, să generezi o asemenea plus valoare din natură, să-ți aducă în conturi un milion de euro, înseamnă că ai niște capacități pe care ți le-ai șlefuit, te-ai autoeducat. A fost o muncă asiduă. Al doilea milion nu că vine mai ușor, vine organic. Când spui că vine mai ușor, înseamnă că a, gata, nu mai ești preocupat de business-ul tău. El curge fluid, este firesc să faci mai multe milioane atâta timp cât ai făcut un milion. Eu chiar am un exercițiu pentru tineri și le spun așa, fă profit 1000 de lei, nu mai mult, 1000 de lei. Dacă ai făcut profit 1000 de lei, înseamnă că ai capacitatea să scalezi business-ul și să faci 10.000 de lei, după care faci 100 de mii și ajungi la 1 milion. Tu fă profit 1000 de lei, nu mai mult. Ăsta cred că e un exercițiu foarte... Că dacă îi spui, hai, la un tânăr care nu a făcut niciodată nimic, hai fă 1 milion de euro. Îl derutez, nu are cum să facă. Nu are cum să facă banii ăștia. Putem crea ceva fără capital? Să ne punem ideile în practică fără capital? Da, foarte simplu. Fă un plan de afaceri genial. Învață să faci un plan de afaceri. Ce capital trebuie pentru un plan de afaceri? Uite, un pix. Un pix și autoeducație. Cum mai putem face pe ceilalți să aibă încredere în planul nostru? Ideea genială nu valorează nimic din punctul meu de vedere fără un plan genial. Dacă cineva îți spune am o idee genială, ferește-te de el. Nu crede în ideea lui atâta vreme cât el îți spune, uite, scurtătura către succes. El trebuie să vină să spună, am nevoie să mă asculți o zi ca să-ți prezint o idee genială, dacă vrea să uzitezi de acest termen. Am nevoie să-mi aloci multe ore ca să-ți arăt planul de marketing, planul de vânzări, produsul. Am nevoie de multe ore din viața ta ca să-ți explic ideea mea. Nu am o idee genială să o punem în practică. Nu există așa ceva. Dar un plan de afaceri, și asta poate să te inhibe, ideea de a face un plan de afaceri. Că spui, bă, eu pot să fac un plan de afaceri? Nu. Spargi ideea ta în firmituri. Iei elefantul și îl tai feliuț. Spui, băi, eu am un produs, să spunem că, nu știu, ce vrei să creezi. Zi-mi ce vrei să creezi. O tabără pentru copii. O tabără pentru copii. Bun. Și nu ai bani să organizezi tabăra pentru copii, corect? Da. Bun. Tu, ca să ajungi la tabăra pentru copii, ai nevoie de o scară. Da? Să spunem, o scară a produselor. Da? Prima dată, ce ai de făcut pentru tabără? Trebuie să stabilești un buget. Care e bugetul de care ai nevoie, corect? Bun, cum obții bugetul ăla? Și atunci, ca să te duci să-ți vinzi, practic, ideea, trebuie să-l convingi pe cel care trebuie să scoată bani, da? Eu ca să scot bani. Păi nu vii și spui vreau să fac o tabără pentru copii. Doar dacă îmi stârnești, să zicem, empatia sau mila și atunci spun, poftim, ia 10.000 de euro și fă-o. Nu. Și îmi spui așa, uite, asta câștigi tu dacă eu fac această tabără pentru copii. Acesta este planul meu de marketing, cum marketizez ideea, acesta este planul meu de vânzări, acesta este planul meu de management, am nevoie de această resursă umană, am nevoie de acești oameni, sunt aici și vreau să ajung aici. Dar de aici și până aici trebuie detaliat fiecare atom din acel plan, da? Fiecare celulă a planului. Încearcă să o detaliezi, așa cum poți tu. Vei prezenta planul tău și probabil că nu va fi cel mai bun. Dar de la un plan greșit, ajungi la un plan un picuț mai bun. Până când ajungi să înveți să faci un plan. Poate că prima ta idee nu va fi finanțată. Și nici a doua, și nici a treia. Dar vei învăța să-i convingi pe investitori. Vei învăța să fii carismatic, vei învăța să poți să vorbești clar, vei învăța să ai încredere în tine. Tu gândești primul plan că nu va fi finanțabil. Dacă nu ai experiență, da? Sau dacă nu ai pe cineva care să te mentoreze. Și bine că nu va fi finanțabil. Du-te la cineva să-ți finanțezi orice tabără pentru copii sau orice tabără vrei tu sau orice produs vrei tu și poți să-i spui, bă, eu știu că nu prea am șanse să îmi finanțez asta, dar vreau să învăț cum ar trebui să procedez. Și du-te la 5 antreprenori. Dacă te duci cu mâna în gips, cum spune un prieten de-al meu și n-ai nimic, ăla o să spună, bă, lasă-mă că am treabă. Dar dacă te duci cu un plan, nu te domnule, ăsta e planul meu. Primește-mi 5 minute în audiență, da? Și după aia este țelul primul. După care îi spui, da, necesită mai mult timp, am nevoie de mai mult timp, am nevoie de mai multe resurse să te conving. Și ia-ți câteva rejecturi, ia-ți câteva palme după ceafă, cum s-ar zice. Înțelegi? După care tu vei învăța. Din fiecare refuz ai de învățat câte ceva. Ai curajul să te duci să-ți prezinți planul la câțiva antreprenori? Da. Bun. Facem următorul podcast și îmi spui ce... Vreau să vă chem în teren. Bun. Să vă arăt. Bun. Uite, eu sunt unul dintre ei.
Da? Fă planul și, dar nu numai la mine vii. Te duci la 5 antreprenori. Ok? Și după aia dezbatem ce s-a întâmplat acolo. În cazul meu este vorba de o reorientare profesională. Îmi place ceea ce fac, dar totuși simt că pot mai mult. Ce faci? Ce faci și ce simți că ai putea? Sunt stewardesă, șefă de cabină. Am atins apogeul, ca să zic așa. Sunt într-un punct în care simt că am atins apogeul în compania asta și în domeniul ăsta. Și sunt într-un punct în care vreau să o iau într-o direcție sau alta. Sunt între a alege antreprenoriatul și a alege investiții pasive, care să-mi aduc acel venit pe care eu l-am necesar să pot să-mi întrețin stilul de viață și dacă vreau să muncesc să fie doar pur hobby sau plăcere sau ce mă face pe mine atunci fericită. Ce ai alege? Ce înseamnă investiții pasive la tine? Imobiliare. Și spații închiriate pe care... Adică nu să faci imobiliare, să achiziționezi un apartament și să-l dai închirii. Da. Cam asta e, nu? Și cealaltă variantă ar fi să te expui mediului antreprenorial și să riști banii pe care ai câștigat cu trudă în ani de zile de zbor, nu? Da, de 10 ani, de 11 ani. Pe care-i pasiunea vieții tale? Cred că sunt într-un punct în care îmi caut un alt sens. Cumva... Păi, și pasiunea? Ce te pasionează? Călătoritul, gătitul. Am mai multe pasiuni. Dar cea mai importantă dintre toate? Contactul cu oamenii și un loc care să-mi permită să fiu creativă. Să-mi antrenez creierul și să vând ceva. Îmi place să vând. Ești bun vânzător? Da. Atunci fă antreprenoriat. Dacă tu ești bun vânzător și îți iei un apartament, îți dai foc talentului tău. Să ajungi să identifici bine domeniul, nu e ușor. Că tu spui să vând, ce să vinzi? Îți place să creezi, îți place să gătești, ce? Ar trebui să îți recomand să intri în Horeca, ceea ce n-aș face, pentru că este unul dintre cele mai grele domenii. Am studii pe Horeca, management turistic, master. Dacă știi să vinzi, trebuie să mai completezi cu capacități de manager, ca calitățile tale de manager trebuie să antrenate. Dacă ai interacționat cu oamenii, este un lucru foarte bun. Îți recomand să mergi în continuare pe interacțiunea cu oamenii, să oferi niște servicii de care acești oameni să se bucure. Nu știu să spun exact ce. Dacă aș fi în locul tău, nu mi-aș lua un apartament. Aș face antreprenoriat. Chiar dacă aș pierde toți banii pe care am făcut ca însoțitor de zbor. În momentul în care ai pierdut toți banii ca însoțitor de zbor, atâta a costat educația ta, atâta a costat lecția ta. Eu dacă pierd niște bani și am pierdut mulți bani, fac în felul următor. Nu atât am pierdut, ci atât m-a costat lecția. Și am încheiat subiectul. Gata. Am dat falimentul cu tare cât 500.000 de euro. Atât a costat lecția. Dacă sunt atât de prost și o repet, îmi merit soartă. Tu să pierd tot. Dacă am o firmitură de înțelepciune, nu mai greșesc ceea ce am greșit. Și o să plătesc pentru alte lecții. Dar acum sunt mai atent. Dacă au costat atât de scump lecțiile, păi, scuză-mă, atât au costat școala, nu aș spune școala vieții, că îi pare un clișeu școala vieții, dar este școala vieții. Este universitatea vieții, când te lovești cu capul de grinzi. De acolo înveți, atât costă lecții. Și asta aș spune și tinerilor de 18-19 ani. Fără să dai cu capul de grindă și fără să suferi tu eșecul, să simți tu acolo, să fii tu acolo, să simți suferința eșecului și să înțelegi de ce ai suferit, nu poți să evoluezi, cred. Doar că prețul e un pic cam mare, timpul. Adică știu ce presupune, foarte multă implicare, foarte la început foarte mult de muncă. Și cum ai vrea să faci? Să nu mai muncești sau să nu mai treci prin purgatoriu ăsta? Nu prea ai cum. Nu, e vorba de a îmbina viața personală cu viața profesională. A, te temi să nu sacrifici viața personală? Și, exact, sunt există într-un riscul. Punct. Există care... riscul. Există riscul major. Să-ți distrugi viața personală. Deci există riscul ăsta major. Deci trebuie să cântărești foarte, foarte bine. Eu aș intra în antreprenoriat pentru că eu niciodată nu o să mă pot trata de virusul acesta. Că până la urmă poți să lămești un virus la antreprenori. Nu poți să scoți antreprenori din tine. Nu poți. Mori cu el. Dacă ai făcut antreprenoriat, ești într-o alertă totală. Adică n-a fost niciun moment în viața ta în care să vrei să renunți la antreprenoriat?
Să zici că e prea mult? Ba da. Ba da, dar nu pot. Asta spun, că vrei să renunți la antreprenoriat. Dar nu poți să scoți din tine, din sistemul tău nervos, virusul acesta al antreprenoriatului. Dar nu în sens negativ. Da? De ce? Pentru că sunt foarte mulți stimuli. Eu dacă văd acum un business, și eu acum sunt out of business, da? Eu investesc în aplicații online, nu mai fac operațional, nu mai sunt în industria Horeca, nu mai gata, m-am detașat. Am vândut, am închiriat, am cesionat, am ieșit. Dar eu dacă văd acum în fața ochilor un business care știu că generează fructe, știu că generează profituri, știu cum intru ca într-un sevraj. Deci sunt dependent de acea stare, de acea senzație. Cum pot să dau cu piciorul la o astfel de oportunitate? Dar ca antreprenor, ca om de afaceri de succes, și aici este un secret, trebuie să strângi din dinți și să dai cu piciorul la oportunități atunci când simți că aceste oportunități te vor aduce înapoi în iad, te vor aduce înapoi la robie. Cât de mult te-au ajutat studiile să te dezvolți în domeniul antreprenoriatului? Nu pot să știu și nu pot să-ți răspund pentru că nu știu ce studii aș fi făcut dacă nu aș fi făcut acele studii. Am făcut dreptul. M-a ajutat. Știu să citesc un contract, am capacitatea de a elabora un document. Sunt foarte bine pregătit din punctul ăsta de vedere. Am luat lucrarea de licență, suveranitate, am luat nota 10. Am făcut un master în științe penale. M-a ajutat. Nu zic cum să nu mă ajute. Da, m-a disciplinat. M-a făcut să fiu precaut. Mă ține mereu în alertă. Nu sunt ușor de păcălit. Deci pentru tine nu exista în momentul acela al domeniul de studiu? Păi dacă mie taică-mi din gimnaziu îmi spunea o să fiu un avocat de succes. Ce poți să înțeleagă un copil? Că asta își dorește părintele. Asta trebuie să fac. Și atunci mai zici o dată, două, de cinci ori și când te întreabă ce vrei să te faci avocat. Dar tu când ai început să spui voi fi un antreprenor de succes? Din facultate. Îmi dădeam seama că eu nu am ce căuta acolo. Și revenind, spuneai că ți-a fost teamă să nu te faci rușine în fața celorlalți. Spuneai că tu n-ai fi fost în stare la 18 ani să vii aici să fii filmat, să îți asumi riscul ăsta. Aș vrea să știu, ai început să spui rețeta multor oameni care au spus că au devenit de succes sau au început să zică? Ei nu aveau nimic, au început să zică eu o să fiu milionar, eu o să am asta, eu o să fiu așa, eu își proiectau viața așa. Și în fața celorlalți. Ai început să faci și tu asta sau ți-a fost teamă? Eu am scris metri pătrați de dormitor cu proiecții, texte care aveau capacitatea de a mă motiva. Dar vreau să spun dacă le spuneai altora. Că voi fi ei de succes? Nu vedeau niciun rezultat la tine. Tu ai mers să le zici, eu o să fiu milionar. Da. Dar ei te vedeau că tu nu ai nimic. Da. Tuturor. Cum te făcea să te simți? Da. Prima dată o ziceam prost, pentru că nu înțelegeam procesul deloc. Spuneam, eu o să dau lovitura. Țin minte, chiar eram în mașină și mă uitam la oglindă și am spus, eu o să dau lovitura. Dar lovitura ce înseamnă? Lovitura e loterie. Eu vreau să dau lovitura la loto, între ghilimele. Nu înțelegeam cât de mult trebuie să perseverezi și cât de multe lucruri trebuie să sacrifici ca să ajungi tu la lovitura aia. Dar de atunci eram super determinat. Eram conștient și de potențialul meu. Vedeam, de când eram puștan, pe la 10-11 ani, vedeam că apăreau mașini. Atunci era anii 90, erau unii care deja începeau să facă bani. Vedeam mașini spectaculoase, vedeam oameni care merg în... Îmi doream și eu. De ce să nu-mi doresc? Și mi-am făcut cumva un portretul meu robot, mi l-am făcut. Sau portretul meu, să zicem, nu știu, de om de succes. Și care erau reacțiile oamenilor din jurul tău care te auzeau că tu spuneai ce vrei, ce o să ai, ce o să devii, dar cu toate astea încă nu aveai rezultate? Cei mai mulți adică te critică. Adică nu te ironizau? Sau... Ba da, cei mai mulți te critică. Dar nu că te critică, te iau în derâdere. Și luat un derâdere este mai periculos decât critica. Fac bășcălie de tine. Și cum crezi că am putea noi să schimbăm asta? Eu cred că tinerii din ziua de azi, cred că asta e cea mai mare frică. Cred că de asta ne speriem cel mai tare. Nu că o să pierd eu niște bani și de cum o să fiu văzut în ochii celorlalți. Că... Da. Cine te critică, nu mai vorbești cu el. Dar vreau să zic să îi ajutăm și pe ei. Pe ei nu îi ajută că ne critică noi. Nu. Tu fă-ți ții bine, lasă-l tu pe el. Cea mai cumplită răzbunare este succesul. Arată-i cât de sus ai ajuns și va veni el la tine. El va veni și va spune cum ai făcut.
Cum ai făcut? Eu m-am întâlnit acum de curând cu un prieten din copilărie care mă trata cu dispreț mereu. Și na, eram și puștan, eram în curtea școlii acolo, eram și intimidat de el, era mai mare decât mine. Încercam să le evit tot timpul, că era dominator, așa, știi, și bășcălios. După aia am zis, cred că au trecut, nu știu, 25 de ani, că eram puștan în curtea școlii, într-o zi, acum de curând, mi-a scris: salut Ștefan, tot respectul pentru ceea ce faci, nu știu ce. Eu când am auzit când scrii tot respectul pentru ceea ce faci, m-am amintit, s-au activat în mine toate fricile din copilărie. Dacă pot să mă întâlnesc cu tine câteva minute, vreau să-mi dai un sfat, nu știu ce. Și m-am întâlnit cu el și mi-am dat seama că nu lucrase foarte mult la el, rămăsese foarte mult în urmă și vedeam că are nevoie de ajutor și de sprijin. Vedeam cumva că nu că veni la mine că sunt eu mai cumoț, ci că munca asta, perseverența, autoeducația, procesul în sine cumva te propulsează către succes. Și de asta spun, încearcă să nu-i mai salvezi tu acum, tu salvează-te pe tine. Tu nu ai suficient de multe lucruri de salvat la tine? Nu ai suficient de mulți bani de făcut? Cum spune și el, uite, lăudabil ceea ce spune cu tabăra lui de copii, știi? Nu știu de unde a preluat asta, este lăudabil ceea ce spune, dar nu mai bine ar încerca să-i strângă pe toți copiii din tabăra aceea în el și să învețe el să facă bani și să finanțeze el tabăra pentru copii. Adică să ajungă el singur să facă. Câți milionari nu sunt la 19-20 de ani? Uite-te pe net, să vezi. Milionar la 18-19 de ani. Tu vei fi milionar cât de curând. Dar gândește-te la tine în primul rând. Nu te mai gândi cum să-i salvezi pe alții. E lăudabil ceea ce vrei să faci cu tabăra și o să o faci. O să convingi un antreprenor și o să facă tabăra pentru copii. Dacă ești suficient de arțăgos cu planul tău. Dar gândește-te cum să fii tu milionarul ăla. Să spui tu, gata, iau de aici 500.000 de euro și fac o tabără nu pentru 10 copii. Cât vrei tu să faci. Că până la urmă îți finanțezi o tabără de 10 copii. Vrei să faci o tabără de 10 copii? Ok. Dar nu mai bine ar fi ca tu să-ți găsești resursele în tine și să investești în tine prima dată. Și apoi tu să decizi când finanțezi câte tabere de copii vrei? Acum nu trebuie să zici da. Acum, după ce s-ar presupune că ai atins succesul, dacă simți că ai atins succesul. Financiar, da. Da, financiar. De câte ori ți s-a zis ai avut noroc? De câte ori s-a pus succesul tău pe seama norocului? Sau? Pe cine spune asta? Cel care vede în el atâta neputință îți va spune asta. Toți cei care te vor acuza că ai succes prin prisma norocului sunt niște ratați. Ți-a spus vreodată un antreprenor bogat, ai avut noroc? Dacă ești și bogat, nimeni cu bani nu va râde de procesul tău. Nimeni care și-a făcut banii corect. Nu ilegal. Dacă ți-ai făcut banii corect și ai ajuns să faci bani și l-ai văzut pe unul care are bani, păi tu știi prin ce a trecut ăla. Tu știi cât e de greu procesul. Niciodată n-ai să vorbești urât despre cineva care a făcut bani corect, tu având bani. Așadar, cine nu o să spun numai asta noroc, o să te crici, o să spună că ești un nenorocit, o să spună că ești o ticăloasă, o să spună că ai făcut vrute și nevrute. Tu arată-ne cât de mult succes ai atins tu și se vor filtra, dar niciodată nu vei scăpa de contestatari. Deci nu-ți imagina că eu nu am contestatari sau că ai ajuns la succes. Nu, din contră, atunci vor veni și mai mulți. De atunci văd neputința lor la ce stadiu a ajuns. Neputința când ajungi la apogeu, atunci încep să împroști pe ceilalți. Uite, la ce ziceai tu legat de faptul că trebuie să-ți spui visele sau visurile cu ceilalți, dar să le împărtășești. În caietul visurilor, cu cât le împărtășești la mai multe persoane, cu atât tu ești mai... Trebuie să le și arăți că acel vis nu e doar, nu dai doar din gură, da? Da, trebuie să duci la... Exact, prin fapte, da. Că așa o să zică, mă, doar tu ai vorbit, lasă, e doar un vis, nu l-ai dus la bun sfârșit, așa? Dacă îl împarți cu ceilalți, în caietul visurilor, chiar sunt doi martori, dacă nu mai știu, ai pus doi martori acolo, visul tău, durești să devii milionară. Ok, o iei pe domnișoara, o iei pe doamna, semnează și când se îndeplinește visul, atunci le arăți, uite. Și raportat la caietul visurilor și acum și raportat la voi, când ne apropiem de final și vă sunt foarte recunoscător pentru că mi-ați oferit oportunitatea să facem această emisiune, acest podcast. Nu degeaba am lăsat locuri libere în spate, vedeți că sunt niște scaune libere în spate, nu ne-am lăsat fără intenție. Atât de mulți oameni mi-au scris, vreau să te întâlnesc și atât de puțini oameni acționează. Atât de mulți oameni spun, da, eu am visuri și atât de puțini oameni își fac complet acest caiet al visurilor, încât așa am învățat de ce unii oameni au succes și alții
să tării în mediocritate toată viața. Uite, pot să dau și un exemplu acum, concret. Eu caietul ăsta de visuri l-am recomandat tuturor. Tuturor. Dintre toți, foarte, un procent insignifiant a realizat conform metodei acest caiet. Astăzi, Vlad, dă-mi te rog frumos caietul tău. Vlad este unul dintre oamenii care... Mulțumesc. Trebuia să fie și el prezent astăzi, dar nu și-o lasă acolo. Dar o să facem ceva separat cu el. Nu am crezut că Vlad își va face caietul. M-a sunat după, într-o seară. Târziu, tare era. Vreau să-ți arăt caietul. Nedrept am fost cu el și am spus că sigur îmi arată ceva superficial făcut. Dintre toți este singur om care a făcut până la ultima pagină, ultima pagină, tot caietul ăsta, inclusiv la notiții. Deci inclusiv la notiții, nu am voie să arăt visurile, dar credeți-mi pe cuvânt, uitați, vă arăt vouă așa. Ăsta e motivul pentru care am decis să mă și asociez cu el. Pentru că o făptuit înainte să ciripească. Mă uit la scaunele alea, da? Din România, din toată România, din atâția oameni care vreau să te întâlnesc, vreau să te văd, au venit 2, 4, 5 și al șaselea în ultima clip. De ce? Cum vă explicați asta? De ce unii acționează? De ce unii dau foc la poduri și alții nu? Motivație. Motivație. Crezi că ceilalți n-au motivație? N-au țintă și nu au încredere și nu au... E o dorință reală pe care o ai. Energia? Ce consider. Mai aveți dreptul la o întrebare, dragilor. Ne apropiem de final. Sper să fii un pilot așa de... Ești un om credincios, nu? Că ziceai că ai fost să te rogi. Și da, dar nu înseamnă că sunt credincios. Mi-aș dori să fiu credincios. Încerc să fiu credincios. Pentru că voiam să știu cât te-a ajutat credința în tot ce ai realizat. Nu se poate cuantifica. Sunt lucruri pe care nu le poți cuantifica. Eu cred că mult. Eu sunt ortodox și am copilărie prin biserici. Maniera în care ne este explicată religia nu e cea mai prietenoasă și îți generează frică în loc să genereze iubire. Ăsta e un alt subiect. Însă am făcut un experiment, practic. Mi-am luat caietul de strategie în biserică. Caietul de strategie ce? Oglinda antreprenorului, așa-l consider eu. Și când te așezi pe un scaun și începi să asculți și slujba, stai și tu mai într-un colț acolo să nu te vadă nimeni, și lucrezi la caietul de strategie, ai cumva un vibe nou, ai o energie nouă. Biserica face casă bună cu antreprenoriatul. Se fac foarte mari confuzii. Că, domnule, dacă ești bogat, n-ajungi în rai sau toate. Nu, se fac foarte mari confuzii, dar nu aș dori să discut subiectul ăsta, că e mult mai sensibil. Recomand tuturor să-și asculte cumva sinele și să creadă în ce Dumnezeu cred. Eu cred în Dumnezeu creștin pentru că sunt ortodox. Și toată familia mea, mi-a făcut arbore genealogic și cu toți ai mei am fost ortodoxi. Te consideri în momentul prezent împlinit și pe plan personal, nu doar? Este o perioadă în care fac un alt soi de antreprenoriat, fac alt gen de business, m-am reprofilat total și încerc să descoper, așa cum vezi și pe canalul meu de YouTube. Avem două mari teme, educație financiară și spiritualitate. Revin, încerc să descoper ceea ce mă conectează mai mult cu sine. Nu pot să spun că sunt împlinit din punctul ăsta de vedere, dar încerc să găsesc în mine resorturile care să mă ducă către conexiune și echilibru. Mă întorc la 18 ani. Ce crezi că ar ajuta un tânăr mai mult? Să-l lași să exploreze, să aleagă între opțiunile astea pe care le oferă o universitate, nu știu, Erasmus, internship, sau să-l încurajez să experimenteze la nivel de domenii, de activitate, ca și angajat? Crezi că odată angajat... După 18 ani nu mai ai voie să-l lași. Cum să-l lași? Că tu nu mai ai niciun drept asupra lui, practic. După 18 ani, în mod normal, ar trebui să-i oferi libertatea să facă ce vrea el, deși, de fapt, nu să-i oferi libertatea, că nu ai ce să-i mai oferi tu din punct de vedere al libertății. El este liber după 18 ani. Dar hai să spunem, dacă vrei să-i faci un bine, din punctul meu de vedere, ar trebui să o ajuți pe fiica ta să-și descopere cu adevărat ceea ce o pasionează. După aceea, lasă-o să experimenteze, normal. Și dacă vrea să fie antreprenor, de pildă, sau dacă visurile ei sunt congruente cu antreprenoriatul, lasă-o să se angajeze, încurajează-o să fie
intraprenor, după care să intri în antreprenoriat. E prematur acum, dar până își descoperă pasiunea, las-o să facă ceea ce își dorește cu adevărat. Las-o. Mă, nu pot să scot termenul ăsta? Tăiem la montaj, că n-ai cum să o lași. Zi, Axel. Mai vorbim despre antreprenorul Ștefan Mandache sau va fi doar omul Ștefan Mandache? Eu vreau să ajung să fiu omul Ștefan Mandache, dar așa cum ți-am spus, antreprenorul nu poate să fie scos din mine și eu, abia acum, am ajuns să fiu antreprenor. Eu până acum am fost alahor. Eu acum sunt antreprenor. Când investesc inteligent și când îmi conduc business-ul inteligent. Când mă reprofilez în zona care îmi dă mie cea mai mare satisfacție și când mă comport ca un adevărat om de afaceri. Abia acum începe viața mea de antreprenor. Până acum a fost sacrificiu, salahoreală, muncă, nopți nedormite, etc. Crezi că antreprenoriatul poate deveni o materie în școli? Ar putea preda cineva atât de multe cunoștințe din antreprenoriat, încât un elev să iasă antreprenor încă din școală? Ca să predea antreprenoriat un profesor este aproape imposibil. Pentru că nu are capacitatea, nu are calitatea, nu are experiența, nu a trecut prin eșecuri. Nu poate un profesor să învețe pe elev să fie antreprenori. Este nevoie ca în sistemul de învățământ și asta fac eu acum. Eu vreau să creez un mediu online în care se oferă educație personalizată. De aceea construiesc aplicații care au ca nucleu educația. Cine poate să ofere educație antreprenorială? Cineva care a făcut milioane de euro corect. Am construit cea mai mare rețea de franciză din România. Am capacitatea să vă ajut, da? Pe studenți sau pe elevi. Am capacitatea? O spun cifrele. În 5 ani de zile, în brandul pe care l-am fondat, s-au plătit la stat impozite 120 de milioane de lei. Deci ce înseamnă asta? Cifre de afaceri în 5 ani, nu vorbesc de 11 ani de când am fondat business-ul. S-au făcut construit multe lucruri în România cu banii aceia. Școli, spitale, autostrăzi. În 5 ani, nu zic în 10 ani sau mai mult. Am avut cifre de afaceri de 1 miliard. Știi ce înseamnă cifre de afaceri de 1 miliard? Totul este fiscalizat. Că dacă n-ar fi fiscalizat, n-ar ajunge în cifre de afaceri. În toate business-urile mele am oferit premii în bani celor care reclamau că nu au primit bonuri fiscale. Deci la noi fiscalizarea este total absolută. Revenind la răspuns, că mai avem 3 minute, în școli, dacă ar fi invitați antreprenori, nu numai eu, sunt mii de antreprenori, antreprenorii ar veni cu maximă plăcere, pentru că antreprenorii vor să ajute, vor să împărtășească. De aceea, acum, și o să apară aplicația cât de curând, vom avea o nouă metodă de a educa pe tineri, din punct de vedere antreprenorial și nu numai, în care vor fi angrenați mult mai mulți antreprenori. Plecând tot de la cum să înceapă tinerii să facă ceva, și pornind de la principiul cine a fost primul, oul sau găina, ce să faci prima oară? Să începi să înveți, adică să fie teorie sau să începi cu practica? Și, dar nici una fără alta. Deci este o înlănțuire obligatorie. Teorie, când spun teorie, spun citește ca un nebun, documentează-te, fă research, creați un anturaj, asta e la nivelul de teorie. Da? Adică du-te lângă oameni, află de la ei, culege informații, citește. Dar cititul fără acțiune, nu poți să înveți să mergi pe bicicletă doar citind o carte, este imposibil. Nu poți să îți inoculezi abilități doar prin teorie, n-ai cum, imposibil. Trebuie să te duci în arenă, să-ți intre praful în nas, în ochi, în urechi, să fii plin de praf, să cazi jos, să te julești, să te rănești și să te ridici. Copilul cum învață să meargă? Cade, dar nu se plânge, se ridică imediat. Modelul ăsta e al, copilașul, care învață să meargă. Cade jos, mai plânge puțin, se ridică iară în două picioare. Deci teorie fără practică nu există în antreprenoriat. Vrei să ai succes în binele pe amândouă. Teoria practică înseamnă educație, nu? Teoria, educație. Dar și practica înseamnă educație. Așadar, teoria și practica au un numitor comun. Educația continuă. În zilele noastre e plin de tentații, toată lumea vrea atenția noastră. Cum ne menținem atenția și energia pe visele noastre?
sunt și am fost mereu de focusat. Dar sunt momentele de succes în care am reușit să-mi canalizez focusul. Am reușit să-mi fac câteva legăminte de la care nu am deraiat. De pildă, rugăciunea de recunoștință de dimineață când te trezești. Obligatoriu trebuie să o asculți odată, ca să te disciplinezi. După care am avut perioade în care mi-am impus să nu intru pe telefon după ora 10 noaptea. Perioade în care mi-am impus să nu dorm cu telefonul în cameră. Mi-am impus, am încercat să mă disciplinez fără să mă pedepsesc dacă nu realizam obiectivul. Bă, într-o zi n-am realizat, nu mă pedepsesc, nu mă înjur, nu mă calomniez, nu sunt mai slab decât alții, nu. Practic reușești cu disciplină și cu blândețe cumva. Și să spunem că, să nu filozofăm, cu iertare, să te ierți când greșești. Dar dacă nu-ți faci un legământ din ăsta și să încerci să-ți depășești cumva lacunele astea, nu cred că reușești. Până la urmă, da, e un proces de disciplinare. Atâția stimuli sunt în jur încât e cumplit de greu să-ți stabilești focusul. Dacă ești perseverent și ești ambițios și crezi în visul tău cu adevărat, cred că poți să faci un exercițiu de tărie. Nu cred că ți-am dat rețeta, vrei mai mult. Vrei să spun ceva? Fă un legământ! Uite, fă un legământ, fă un legământ pe 3 luni de zile. Ce legământ faci? Ai fără acum. Acum? Da. Că lucrez la business-ul meu. Bun. Și da. După ora 10 nu mai mă uit pe telefon. 3 luni de zile. Pe 3 luni de zile, da. Deci pe 3 luni de zile de azi. Da. Și asculți mantra recunoștinței, îți dau eu. Da, fac mantra recunoștinței. De dimineață. Mi-am promis când am văzut. Și nu, poți să mai faci ceva, să binecuvântezi toate alimentele pe care le mănânci. Asta fac. Bun, 3 luni. Zi șeful nostru. Ești desemnat liderul acestei, îl votăm? Da. Comparația, măcar 1%, are o parte bună? Bun. Asta e de final? Asta o bag în teaser, să știi. O să bag în promovare. Da, are. Pentru că atunci când vorbești despre comparații, practic te referi la ego, ego-ul tău. Și îți umfli ego, începi să te compari, încerci și poate că realizezi niște lucruri. De exemplu, poate te compari cu mine, da? Nu e exemplu cel mai bun. Și spui, bă, dacă m-am dat eu făcut o fântână în Africa, dar eu nu pot să fac două fântâni în Africa, ia să-i arăt eu că-s mai tare. Și duci și faci două fântâni și beneficiază. Noi am făcut acum, datorită unui proiect pe care l-am început eu, 175 de fântâni în Africa. Și tu spui, da, eu de ce? Eu mai comod, m-am dat, ia să fac și eu. Și faci două. Uite, ar putea fi un beneficiu. Sau am găzduit aici la hotel 5.000 de refugiați și 1.000 de câini. Data viitoare, sperăm să nu mai fie niciodată, dacă va mai fi, nu știu, refugiați, spui, bă, da, ce bandache la e mai tare, că ia să iau eu 6.000 și să ajut. Din punctul ăsta de vedere, poate. Sau, poate că evoluezi, faci bani. În competiție cu cineva, faci bani. Și după ce ai generat bani, îți dai seama că competiția nu avea nicio valoare. Dar tu ai rămas cu bani. Din punctul acesta de vedere, este bună, dar la fel și cu asta închei, competiția e acea căldare spartă, în care ai nevoie mereu de apă. Și nu o să te lecuiești niciodată, atâta vreme cât nu înțelegi că, știi cum, logica competiției constă fix în lipsa ei de logică. Nu are nicio logică. Dar dacă vrei să găsești câteva puncte favorabile, totuși poți să le găsești. E bine să ne comparăm noi cu noi, cu trecutul nostru? Nu. Este o capcană. Când spui că te compari tu cu tine însuți, de fapt tu te compari cu ceilalți. Tu nu te compari cu tine însuți. Comparându-te cu tine însuți, dacă simți că n-ai progresat, începi să abuzezi de propria persoană și te persecuți, devii persecutorul tău. Așa spuneam și eu, nu o să mă mai compar cu nimeni, mi-am făcut niște mantre cu 10 ani, o să mă compar doar cu mine însumi. Te compar cu tine însuți și este o capcană la fel de periculoasă. Nu ești mulțumit de progresul în raport cu tine însuți, deși tu faci progresii enorme. Gândește-te cum erai acum 3 ani și cum ești acum. Și este o capcană, spui, da, eu sunt mai emancipat și mă compar cu mine însumi. Din cauza asta mi se justifică niște lucruri, dar nu îți recomand să te compari cu nimeni. Îți recomand omul care se compară cu foarte mulți. Așa că, dragilor, mulțumesc din suflet pentru prezență. Dacă veți mai vrea, sunteți privilegiați. Toți cei care ați participat astăzi aici aveți așa ca un drept exclusiv de a participa în toate emisiunile pe care le fac și sunt impresionat de fapt de sacrificiul vostru, de faptul că ați venit de la o distanță atât de mare. Sunt mândru că v-am cunoscut. Poate că am făcut asta și prin prisma faptului că eram speriat de câți oameni îmi scriu și pe câți oameni refuz.
Poate că am făcut-o pentru mine, dar nu că poate, sigur am făcut-o și, și pentru mine. Ce să zic, vă sunt recunoscător și nu uitați. Motivație, inspirație, educație, exemplu personal, dar mic din toate acestea fără acțiune. Mulțumesc!